Salut, dragă bine, bine te-am găsit, extraordinar. Eu am fost foarte sărac și mor de foame toată viața. Și principalul meu scop, după ce, mai ales după ce m-am căsătorit, era să am frigiderul plin. Eu nu că am băut mult între, nu știu, 20 și 35 de ani. Am băut tot. <laughs> Înțelegi, tată, tot. Tată, intram în weekend, cu un bidon de la... De, sau două bidoane de 20 de litri. Cantonament. Da, și nu se, se ieșea fără vin. Eu am încă amintirile alea. Când te trezești cu două căpățâni, <laughs> înțelegi? Și ești rupt. Te tărăști, Cu toate rețetele. Eu ce am realizat? Mie chiar îmi făcea rău alcoolul. Rău. Te-am fost acolo. Nu reușești. Am încercat. Prima dată am zis pătrarule, șpriț în weekend, înțelegi, bem vineri, sâmbătă, duminică și mâncăm ce vrem noi, de luni până vineri, sală, chestiunea. n-ai cum, tată. Deci nu poți. Deci ori ești all-in în șmecheria asta, ori nu mai ești. Eu acum, la cum mă, mă, comport eu cu viața mea, fac sport în fiecare zi, mănânc controlat. Și eu ce vreau de la viața mea? Vreau ca de acum colo să mă pot bucura de tot ce am făcut și am realizat până acum, să mă pot bucura și eu de ne poți să pot să mor la 70 și ceva de ani, dacă că asta e media, da? într-o noapte, după ce nu m-a pus nimeni pe și nu m-a schimbat nimeni. Sportul în acest moment îți asigură toate calitățile care se cer azi și se vor cere și mâine pe piața muncii. Mm -hmm lucruri pentru care școala nu te pregătește deloc. Pentru Așa. că sportul te învață să fii disciplinat, să lucrezi cu un obiectiv, să lucrezi sub presiune, să lucrezi în echipă, să poți să comunici foarte bine. Bă, 80% din succes în viață este duș dracul la muncă în fiecare zi. <gântu -i> înțelegi? De deci ce este chestia? Bă, apare acolo Tot Și oamenii are. ăștia au impresia că pot veni la tine în sufragerie și pot face un mare rahat în mijlocul da. sufrageriei. Și tu, și tu dacă vii și zici ce faci, mă, te că la mine în sufragerie și ăla să zică, "Da, mă, ce libertate de exprimare?" <gântu -i> bă, nu e la mine în sufragerie, înțelegi? Pe contul meu e la mine în sufragerie. Cățeluș cu părul creț fură. Bă, fură Rața din coteț! să fie o de Acest podcast cu tine... E, e senzațional. La podcastul Acasă la Măruț. Știi ce zic? Ce faci? Mă uit că vine Dragoș. Imediat. Facem și noi o cafea, avem timp? Știi câți ani are omul ăsta de când e căsătorit? Cât? 23 de ani. De 23 de ani? De 23, 23 de ani, da. Ce crezi? Cu aceeași femeie. Doi copii. Ar fi fost culmea fie de 23 de ani căsătorit cu două femei. Ai dreptate. Hai să bem o cafea. Hai să bem o cafea. Fac o cafea. Ce vrei? Normal, prietenii noștri de la DeLonghi, ce, ce bem, mă, Ciucă? Un cappuccino! Cappuccino! Așadar, espresorul numărul 1 în uh, lume, DeLonghi, e alături de noi în acest podcast, iar acum începem așa cu un cappuccino! Perfect, din aplicație, ia uite comandă. Așadar, în câteva momente începe podcastul, avem un cappuccino și Dragoș Pătraru este invitatul nostru. Gata, mă, perfect, Ia. mamă, facem exact așa, ciucă, și cum e? Cappuccino! Perfect, haide că începe treaba și se anunță un podcast interesant. Î îți lasă și ție, nu? Nu, mi-am făcut. Ah, gata, perfect, hai. A venit omul? A venit, i Ia Ia auzit. S-a auzit ușa. Amândoi în același timp. <laughs> Salutare oameni buni, începem un nou podcast Acasă la Măruță. Avem un invitat pe care cu siguranță îl cunoașteți de la televizor pentru că anul ăsta împlinește 10 ani de când apare la televiziune. Bala Digi, bala română, iar în ultimii 5 ani la Prima TV. Salut Dragoș Pătraru și bine ai venit Acasă Salut. la Măruță. Salut! Bine te-am găsit. Sper că n-ai tot, tot, tot podcastul ăsta. No, Parec... no, nu, nu no, m-am găsit. Da, Salut, dragă și Salut, Bine te am Ia, găsit, okay. găsit extraordinar! <laughs> Omul a făcut radio. Cât timp ai făcut radio? Wow, din uh, 96 până în 2001. Super, ai prins Cinci perioada. 5 ani. ani ai prins da. perioada în care se dădeau și dedicații. Wow, dar nu numai dedicații. Uh, cumva eu cred că am inventat farsele la radio. Nu Buzdugan, nu. Uh, nu. pentru că dacă zici farse la radio, are cum te duce cu gândul la Daniel. Da, da, da. Nu, deci noi le făceam atunci, făceam matinal la da. Radio Contact în, Ploiești, în '90. 90 și '97. Da. Și făceam matinal cu uh, colega mea de atunci Alina Istratescu, și îi sunam pe oameni, adică ne ziceau unii oameni ne sunau și ziceau sună-l pe Xulescu și spunei că nu știu ce și noi făceam, mă, lui o farsă, îl sunam da, de la da, ziua da. lui, de nu știu ce. De... Și tot așa, schimbam vocea, domne, suntem de la protecția consumatorului, de la poliție, ați trecut pe roșu, ați făcut tot felul. Făceam asta în 97. Mi-aduc aminte că eu am venit în București în 96 și eu am fost pasionat de radio și am încercat și eu la câteva radiouri, am fost și am făcut treaba asta și la fel făceam voxurile alea pe stradă unde mergeam și întrebam pe oameni dacă au pachiderme acasă și cum se descurcă cu treaba asta, știi. Descoperisem da. noi că pachiderme de fapt înseamnă elefanți și ni se părea că suntem foarte inteligenți când ne spuneam, aveți pachiderme în stația de autobuz și oamenii, vai, dacă aș avea așa ceva, m-aș muta, știi? Nici mm -hmm. credeau că, au da, 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 da. Asta erau genul de farse atunci. Da. Da, se făceau, se făceau. Era, era, ok. Și eu am venit aici în București să dau, că așa am ajuns la radio uh, la ploiește. Am venit aici în 96 uh, să... Am mai povestit asta, mă rog, de... oamenii care mă urmăresc zic, iar o zice pe aia. Uh. Și în 96 am fost la, uh, la chestiunea zilei, la Călinescu, și l-am așteptat, mi-aduc aminte, ploua foarte, foarte tare și aveam un sacou de ăsta și mereau sacourile alea de postav, alea grele. Da grele, grele, dacă și ploua și cumva eu aveam 65 de chile tot atunci, înțelegi? Și stăteam așa în și mă ploase, nu, era undeva în, la Teatru Giulești, unde filmam, da, da, exact. și am așteptat până a ieșit omul de acolo, de la filmare, cu tot, cum iese omul de la filmare, adică eu mă văd pe mine acum când ies, când termin, când, cum sunt și în seara asta, după două emisiuni, nu mai arde de nimic. Da, da exact. și, Domne, că uite așa, vreau și eu să fac, să dreg, să... Ce, păi, ce știm o să Și am început eu acolo să înșir, ce știam să fac? nu știu, aveam diplomă de asta de, cu limba franceză, cu pe unde am fost, zic, uite, am fost cu teatru în Franța, am jucat teatru în liceu, am făcut, am... ah, păi să cu ăștia la mine, mă, să te să traduci niște filme. Să... Eu eram, stai, doamne, că eu vreau cu astea, cu emisiuni, cu nu știu ce. Și na, n-am na, făcut nimic. Am plecat plângând acolo și m-am dus și am dat o probă la Pro FM. Și nu o... cred, ai dat și la Pro FM probă? Da, o probă, dar cum să zic, probă la modul, am bătut la ușă, Bună ziua, da. am stat vreo două ore pe acolo să prind în perioada În Andrei Gheorghe Da, și era 96, era vara și a răspuns o fată care a fost până târziu, îmi scapă cu numele, dar era acolo și a fost până acum, în anii ăștia. Da, nu Voce, știu la mai radio? E, da, da, da. Și era la știri, era, nu știu, răspundea ah, de da, știri. Da, da. Și zice, ce vrei? Păi zic, vreau și eu, uite, să dau la radio știri, că, uite, sunt, am intrat la jurnalism. Uite, și, mă, am, vocea asta, am e... nevoie să, să, muncesc. Și zice, bine, ai vin încoace. Și ia știrile, să terminaseră știrile acolo, a luat hârtiile alea, cum, nu cum o să face De. la radio, ea citește. Și am citit știrile alea, execrabil, bineînțeles, deci dezastru. <laughs> Și a avut o răbdare fantastică. Deci dar trebuie să-i aduce amintele, deci femeia e extraordinară. Da, nu merită da, da. toate aplauzele. Deci a avut răbdare, m-a ascultat până la capăt. După aia a pus să mă ascult. Eu, și mi-a fost o rușine. <riller> deci eram. Îți place, mă? Îți place, așa și a zis. Ok, nu, merge. Dar dacă te duci și lucrezi și du-te, uite, du-te la ploiești unde stai tu, la un radio, încearcă, fă, a -a, Și m-am dus acolo. Ok, hai să încerc și m-am dus la la radio, la Contact, era Radio Contact atunci. Berfirul. Da, cu Delfinul și uh, am, uh, am început acolo să să lucrez. Am început de fapt la ziar, la Prahova și a venit un prieten foarte bun care făcea acolo emisiuni da. și a zis: "Bă, băi, draguș, tu ești cu sportul, frate, că eu eram uh, jurnalist sportiv, așa am început și făceam încă sport, jucam fotbal în deci, divizia Ț. Asta e greșeala ta. Uh. Tu trebuia în primul rând să te duci să bazi la ușă la procesul etapei Covid-ului ani <laughs> Și ai greșit teatrele, da, ai greșit da, studiourile. Da, da. Nu, că eu am zis, eu de atunci am zis, bă, eu trebuie să am o emisiune, eu singur să fac o emisiune. Mă uitam la italieni, la scherții aparte, la stricea la notiția, la toate emisiunile astea și zic, bă, eu când o să fac o emisiune. Dar știai italiană? De atunci, da, da am învățat italiană okay. de la televizor. Uh, și uh, îmi place la nebunie, adică pentru mine Italia deci vorbești și italiana, acolo, ai italiană, ai diplomă italiană, franceză, engleză și română. Și am făcut și germană, am fost și la olimpiadă la germană, <laughs> dar spre rușinea mea și pe, atât de rușine mie de mi-a fost toată viața de uh, buna profesoară doamna Stănescu. Uh, deci nu s-a lipit de mine Nimic. Adică înțeleg. Adică cum ai fost la Olimpiadă și nu s-a fost nimic. la Olimpiadă. Și deci am gramatică perfect, pentru că gramatica da. nemților e foarte ok, e foarte logică. Eu, dacă ai învățat toate verbele și toate, e, e ok. E te matematică gramatică. Da, da, lor. da. Și uh, am mers, am, era super ok. Uh, am făcut filologie în liceu și m-am descurcat, dar după aia nu, pentru că dacă nu vorbești, e dezastru. Nu, pierzi. Așadar, la podcastul acasă, la Măruță, o să-l cunoaște da. pe Dragoș și Pătraru mult mai bine. O să aflați cum ăsta e căsătorit de 23 de ani mm -hmm. și ceva mai devreme, până să vii tu, ne făceam o cafea și zicea, că, da, mă, cu aceeași femeie, adică de 23 de ani e da. de zile, nu? Pe cât uh, faceți, 23 de ani sau 24? Do deci suntem 99 și noi am făcut 99 cu în mai și în nuntă în octombrie. De ce dată? Pe, în mai pe 22 și în octombrie pe 9. Am da, pe 22 mai, după Sfinții Constantin și 22 Elena. 22 mai, da, da, da. Pe 22 mai a plouat, țin minte... 99. Uh, 99, am o poză de care râde toată lumea, o mai pun eu. Ne-o dai aveam, să punem și noi acum? Aveam un, da, aveam un costum de ăsta, așa, cafea cu lapte, care era cu atâta mai lung decât trebuie. Eu eram foarte, foarte slab și uh, în dimineața anunții ne-a dat un prieten uh, uh, Mihai uh, Dietrich, care avea o firmă mare de construcții și ne-a dat mașina lui că nu aveam nimic, să ne ducă cu șofer, să ne ducă la uh, starea, civilă. starea civilă. Noi n-aveam nimic și în dimineață mi-am dat seama că n-am pantofi pentru costumul ăsta. Când... Na. Și uh, am zis mă duc să-mi cumpăr. Îndeva, undeva. Munceam amândoi, eu eram la radio, eram jurnalist, nevastă mi-a lucrat la CEC, de unde a dat-o afară PSD-ul, când am început să scriu nenorociri, pur și simplu când s-a întors din post natal, deși nu aveau voie legal, și-a găsit aia de... Și mi-a zis, zis cineva, -a dat afară PSD, putea să dea afară orice alt partid sau de ce zic că Nu, 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 că am aflat ce s-a întâmplat. Deci chiar au sunat ăia, eu vorbeam deja împotriva PSD-ului. PSD-ul de atunci, nu? Da, 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 PSD-ul de atunci de la de la Prahova. PSD-ul au... de atunci e diferit de PSD-ul de acum? Au sunat. Uh, deci eu am făcut pe vremea lunăstase. Hai că am trecut din zi, una, în alta, ziar, zi. trecem de una în alta. Ziar cu Garda Financiară la ușă. Aha. Deci așa se lucra atunci. Adică dacă nu puteau să te cumpere cu totul, că era și varianta asta, îți trimiteau controle. Deci uh, am avut noroc în vreo două rânduri cu niște băieți senzaționali de la Garda Financiară, era atunci Garda Financiară la, la Ploiești, care veneau, ziceau, bă, trebuie să vă dăm o amendă că ne-a trimis șeful, dar vă dăm 5 milioane amendă, cum era atunci. Adică minim. Așa, minim, că nu aveți nu știu, da. de control sau ceva. Și fii atent cum vă rezolvi și suna omul ăsta de la Garda Financiară, îl sunam pe unul și zicea, bă, fii atent. deci ți-l trimit pe unul acum cu ziar, ăsta de face ziar, de scrie de ăștia, de toți, de nu știu ce, și îi dai și lui un contract de publicitate de 5 milioane că trebuie să plătească amenda asta, că noi n-aveam una de un leu, înțeleg? Da, da, deci o mână pe altă. Deci era, da, 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 a fost, a fost de -a super ok. Deci da. 22 mai 99, 99. căstarea civilă, Doamna avea pantof cu toc? Doamna avea, da. Și tu de unde ți la luat cu, În rate, a făcut, cum am cumpărat în rache, în rate rochea de mireasă. Să și eu, un pic, am dus la rochea de mireasă în rate? Da. Pe ce? Nu. Mai ții minte cât ai dat pe ea sau cât ai plătit ratele? Da, ala? cred că a fost vreo, dacă nu mă înșel, a costat vreo... Uh două, trei sute de lei, milioane de atunci, erau atunci, de... ce, ceva, o chestie de asta și nu aveam normal. Adică aveam la nivelul uh, uh, 99, nu știu, am, am avut un salariu de încadrare de 650.000 de lei la ziarul Prahova 96 și ajunsesem pe la... 2-3 milioane, ceva, 99, cum erau salariile da. atunci, știi? E erau de salarii mici. pentru cei care mici. poate n-au prins vremurile acelea da. și când aud, mamă, pătreau, avea 2-3 milioane, adică. <laughs> da, uh, Și adică 2-300 de lei de azi, cam așa. Și uh, m-am dus să-mi iau pantofi și am coborât pe Republica acolo în Ploiești, și am găsit niște pantofi, erau de mort, adică, costau 9 ,50 lei. 50. No, 5 deci, de lei. Te-ai dus cu pantofi de mort. Da, erau ăștia de unică folosință de în carton, dar erau aceeași culoare cu costumul. Și fii atent ce am făcut. Deci erau. I-am pus în picioare și am mers, m-am dat jos din mașina da. prietenului uh, uh, constructor. Am da, am coborât din mașină și la starea civilă, unde și-au bătut o joc de clădirea aia, nu mai e abandonată acum a, așa. În față unde era uh, gardul era ieșită opritorul ăla, da, oprește. Da. Ei, eu am dat cu piciorul nu cred, colo până pantoful. ăla, de acolo până acolo. Și am avut pantoful la toată nunta mea și la toată, din față până în spate, rub. L-am prins la un moment dat cu un act de siguranță. Asta da, dar uite, lucruri care da. nu se uită niciodată. Da, 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 extraordinar. Hai cum să uiți creaba asta. Și mm -hmm. revenind la poveste, că nu putem să trecem așa peste momentul ăsta. Ploaie, nu? Asta da. înseamnă prosperitate. Da. Și uite, că vă merge bine de 23 de ani împreună. Da, dar da, cum da, da. ai cucerit-o și cum o cheamă pe soția ta? Monica o cheamă pe nevastă mea uh, și <coughs> ea, ea nu crede treaba asta, dar eu știu că așa a fost. Deci Destinul. Am, am făcut uh, în același liceu, la Nicta Stănescu. Uh, eu uh, am avut acolo niște probleme. În clasa 10 am făcut o demonstrație în toată școala. Am făcut de ai fost. S-a a... scris, da. Am, am, uh, am luat semnături de la 1000 de oameni, de la 1000 de copii. <laughs> Semnă am făcut cu de la cu zi, cum era cu Indigo. Fetiție, da? Cu Indigo. Da cu nume, prenume și semnătură că sunt de acord să nu intre la ore ultimele două ore de dimineață și primele ore de după amiază până nu se bagă pază în școli. Deci erau vremurile alea în care efectiv era întors uh, pe dos și scuturat de bani, de sandvișuri, de fetele, erau uh, pipăite, Mamelite de tot pe fel, pe da, pipaite, da, da, era, era nenorocire și uh, eu m-am bătut cu unii și aveam, am avut o semipareză aici că m-am bătut mult la viața mea. Și uh, am zis, domne, trebuie să facem această demonstrație. Și, mă rog, a venit cu presă, cu nu știu ce, eu am avut toată clasa a 10 ați se poate verifica pe toate cele trei trimestre, nota 6 la purtare, am fost discutat pentru exmatriculare, dar m-au sărit în ajutorul meu, dragile mele profesoare, diriga, toată lumea și m-au susținut acolo în Consiliul ăsta profesoral și eu am cunoscut-o pe nevastă mea, ea era cu un an mai mare decât mine. Deci era în clasa 11 aia? Da, și eu eram a 10-a și când am, trebuia să dau ceva diferență, o chestie la matematică Da. și m-a chemat profesoara în clasă la ei să dau da, da, Mai aveam te -te nevoie acolo. de o notă, da. Da. da, eu nu știam nimic despre ce urmează să mă întrebe. Eram cu teatru, cu limba franceză, încă făceam sport, nu, nu era, dar făceam și școală ok, că de-aia nici nu am putut să mă dea afară, că nu aveam medii atât de mici, adică da. eram ok acolo, peste 8, cu toate să fie în regulă. Și eu atunci am văzut-o prima dată, adică i-am și explicat cum, în ce fel. Pic, stai un pic, deci dar n am vorbit. în clasa mai mare, dar n-am vorbit. Te-ai dus să dai un test în clasa mai mare, da? Și ți-a zburat ochiul direct către ea. Da. Și ce bancă -am era explicat, i-am explicat, era părând din mijloc, în ultima bancă, eu m-am întors, sau N-am vorbit, i-am spus cine, cam cum era, că pe ea știam, erau niște golani aia în clasă, care jucam fotbal, iar, așa. Și n-am vorbit niciodată. După care, prietenul ăsta al meu care m-a auzit la radio, la contact a zis într-o zi, bă, hai, trebuie să la radio și nu mai putem să stăm să așteptăm 35-ul, era da. cu autobuzul, mergeam hai să luăm un taxi. Și ne-am urcat noi în taxi și când a trecut pe acolo până în stație, el zice, stai puțin să o luăm pe tipa asta că e prietena prietenei mele. destinul Și zic, hai să luăm. Și s-a urcat ea în spate și eu mă uitam de un, așa în oglinda retrovizoare. Uh, retrovizoare da. Și n-am lăsat-o până când n-a zis că n-a vrut să iasă cu mine deloc. A, deci nu voia. Și făceam că era, atunci erau vremuri frumoase la radio. Adică atunci când intram la radio, seara la șapte de pildă și aveam program local de la șapte la zece, Mă, făceai cam ce voiai tu. Puneai Singur... ce muzică vreai, de dai dedicații, telefoane problemă, direct. Nu, aveai playlist, că ăștia de la Radio Contact erau foarte ieși. Aveai Gisle, playlist. Eu la Târgu și playlists. plecai uh, de pe playlist, bineînțeles. Da. Eu băgam rock, băgam... Și uh, treia să n-ai ghinionul un weekend, treia să fii la piesă, pentru că trecea unul pe pino trecea, ăsta de la Radio Contact, da. trecea pe Pino, se ducea pe Valea Prahovei. Ah. Și dacă îl avea playlist în mașină și dacă era auzea... Șeful de la Contact, nu? Da, da, da. Dacă auzea... Altceva? Că nu aș, da, suna la Tăricianul, la ăștia, că Tăricianul era atunci... Acționar. Era nebunia lui Salam, înțelegi? Deci, <ră> și uh, ieșea scandal. Și eu îi băgam. am aflat ce-i place, stai că-i place, Selindion, Dion, pac, băgam acolo... Da, îi spuneai, vezi că am la radio, poate Nu, că-i dădeam dedicație și pentru Monica de la... Dragoș Selidian <laughs> Da Și <laughs> Era ok Și până la urmă A acceptat A sunat telefonul până la urmă Nu era pe pilou Pe drumul pe, Spre Prahova, nu? Cum? Nu, nu, nu nu nu. era. nu, nu era. Și a acceptat, până la urmă a ieșit, a fost în nebunie. Fii atent, da. Povestim imediat mai mm. departe. Deci, așa a cunoscut-o pe soția lui Monica. Da. Uh, dar vreau să facem, mi se pare că avem multe de povestit în, uh, la podcastul ăsta în seara asta. Și o să facem în felul următor. Uh, o să facem un. dăm așa un vin, și te întreb, un vin de sâmburești, sunt parteneri noștri la podcast, așa. o sticlă de vin roșu, de Sâmburești și una da, de alb. Așa. O să o dau echipei tale de la Starea Nației. Mersi. Pentru că Ciucă mi-a spus că există niște oameni care... Cum ziceai, Ciucă? Consumă. A plecat, bă, Ciucă. Băi, Ciucă! Da! Sunt și oameni care consumă. La <laughs> deci, oameni ai în echipă la, la, la Starea Nației? A, suntem mulți. Nu, Sunt mai aici? mulți suntem. Mai mulți? De 10 da. oameni? Oh, da. Perfect. Și... Am zis 15, să... 20. Aoleu, păi e vâță acolo, trebuie să-ți dăm 5-6 bucks. -uri. Pentru cine? Pentru vâță. <laughs> vâță? Vâță, vâță. Vâță? Da. E la montaj, e prietenul meu, ăla avea da. 5 bucks-uri Perfect, sunt e prietenii noștri. Și vreau să te întreb altceva, dacă avem paharul ăsta de vin în față, da? Și aș vrea să te întreb, dacă ai avea ocazia... Tu nu bei vin, nu mai bei alcool decât nu, timp. nu, mai, nu mai beau alcool, de ceva timp am pornit drumul ăsta, așa cam din 2013, când aveam vreo 130 de kg aproape uh -huh. și am zis că nu, nu se poate așa și trebuie să pornesc un drum, pe un drum către sănătate și am ajuns, uh, uh, am încercat toate porcăriile alea, stai să beau doar în weekend, stai să, nu, nu, nu merge. Povestind de toate și astea, am, pentru că ai renunțat da, da, da. și la carne da. și ai un alt stil de viață și ai și slăbit câte kilograme cel mai mult? 60? Păi acum am 88 de la... Deci cam uh, 100, nu. 50 nu, ca cam acolo. Nu, nu, nu. Cam 3 35 cam așa. Aveam cam 125, și acum am 90, 88, 90, deci 35 30. Okay. Bun, ideea e Bun. că dacă ar fi să bei din nou un pahar de vin roșu. Da. Și ai putea să alegi o singură persoană din toată lumea asta, pe cine ai alege? Și tu, Dragoș Pătraru, care nu mai bei Absolut deloc, care ți ai schimbat stilul nu, de nu, viață. Nu, nu, cu nu cine ai, de, de ziua ai bea... mea, ciognesc un pahar cu Dar exact. Cu cine ai bea așa? Mea, special, când special e un pahar aniversarea de vin. noastră? Când, așa, deci la ocazii speciale și cu un vin extraordinar de bun, mai gust, dar nu mai beau la modul să beau tot paharul sau și al doilea pahar, în niciun caz. Uh, uh, nu, -mă sunt o personalitate sunt din lumea asta. Sunt oameni ceva. pe care i-am. Uite, doar puțin ar trebui să dau ceasul înapoi. Da acum, dacă ar fi să beau un pahar de vin și să-l și beau, dacă aș putea să o fac cu dragul de Ivan Patsaikin. Aș face treaba asta. Aș bea și o sticlă. Zece. Ce mai contează? Nu contează. Legende. Da. Exact. Oameni care au făcut istorie și nu numai. Un om fabulos și de foarte multe ori mă întâlneam la evenmente cu el, cu soția lui, cu fica lui și oamenii ăștia erau mereu cu zâmbetul pe buze. Mm. Și vesele, așa, tonici. Perfect, așa că asta a fost întrebarea mea de la Sâmburești pentru tine, iar sticlele merg la Starea Nației. Perfect? Mersi. Și acum a doua provocare e în felul următor. Și-am da. făcut radio și tu, și tot intrasem așa în formă. Hai să facem ca și cum ar trebui acum tu ești la Radio Contact, da? Da. Delfinul. Și acum ai program de seară sau de dimineață, ce vrei? Uh, nu contează. Dim dimineață. Fii atent, știi care e coșmarul meu? L-am mai povestit, dar ți-l zic și ție. Zi. Coșmarul meu pe care încă l-am și pe care l-am avut de atunci din da. 96-97 radioul era la etajul 10 și de multe ori nu mergea liftul, da. nu mergea și-o luam pe scări și uneori coboram din tramvai pentru că era aglomerație cu două-trei stații înainte și alergam până la da. până la post și urcam și pe scări 10 etaje și coșmarul meu este ăsta mă dau jos din tramvai alerg alerg, nu ajung, alerg, știi cum? Când visezi, da, când da, alergi, da. alergi, în gol ca tâmpitul și alergi și gâfui. și și urc 10 etaje și dau urșa de perete la radio și era în stânga, așa, studioul și colega mea, Alina, îmi aruncă foile alea cu știrile cu tot și eu îmi ridică, da, calea, frumos de. și zice Radio Contact este ora 7 și 30 de minute, Dragoș pătrarul vă prezintă știrile la care eu fac doar... Și mă trezesc atunci să flash, că înțelegi? Da, ăla e momentul da. în care te trezești, dar radio nu, n-are cum să dispară, așa că te provoc la chestia asta. Mm. Deci, Monica, ascultă acum acasă, Radio Contact, așa. e programul de dimineață sau de seară? Seara, era seara. E de seara acum? la muncă. Ok, nu, acum, deci programă de da, seară, da? Și trebuie să vorbești ceva la radio despre o zi, ce zi minunată, despre ce zi frumoasă o să fie mâine, despre ce vremuri frumoase trăim. Da. La, despre, uh... te poți să vorbești despre chestia asta, că trăim vremuri frumoase și că tot o să fie bine? te <laughs> un pic așa? Da, nu. De, și și asta ascultă Monica? În vremurile alea puteai. Și era și inconștiența vârstei, știi? Că odată cu vârsta... Da, da, așa, da așa, așa era, mamă, ce, tot ce zboară se mănâncă, eram foarte optimiști, eram foarte, cum trebuie să fie cu, copiii la vârsta da, aia. Da, da, atunci, da. acum 20-30 de ani, dacă zicea cineva, uh, pătrarul, haide să mergem la Mars, bem o sticlă de vin, te suiai și da, gata, plecai, știi? Mm -hmm. Acum dacă zice cineva, zici, bă, e noapte, mâine trebuie să duc copiii la școală, stai un pic, adică treci totul printr-un cu totul și cu totul alt filtru. Da, da, atunci era mult mai ok. Deci, doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară la Radio Contact! Și delfinul ăla, da? Perfect! Și stai că mai vreau, mai știu ceva despre tine. Îți place să cânti și la chitară? Băi, când încerc să cânt, exersez am fac, am profesor, fac cu Andrei Zamfir, de la The Monogex, învăț, dar sunt un student nu foarte bun. Dar când te-ai apucat de chitară? Acu, târziu. De 2 ani, 3 ani. Nu, de pe 3 aprilie 2018. Știi de ce? Avem, Am făcut împreună cu Andrei un Google Doc din ăsta de. și punem acolo tot felul de lucruri și ia acolo data și văd mereu. Și de, de ce te-ai apucat deci... de cânta la chitară? Câți ani uh, ai uh, acum? am 45. Mulți înainte. Deci te-ai la, 42 de ani. A, acolo, la da, 40 și 41, 42. Uh, Taic meu, când am cântat la chitară uh, și eu am făcut uh, voce, cor, canto, am, făcut, am cântat în cor de la grădiniță până în clasa 12. Da, deci n-a venit de necăieri chestia asta așa, pentru că în perioada pandemiei da. am întâlnit oameni care n-au pictat în viața lor și s-au apucat. apucat și fac niște picturi și, și, și se zic, zic, bă, dar mene, tu sigur n-ai pictat în viața ta și facem da. niciodată. Dar mi-am descoperit pasiunea asta și fac niște chestii care sunt fabuloase. Andra are o prietenă, Daniela o cheamă uh, și face niște picturi care, băi, tu ai pictat vreodată în viața ta? Niciodată. S-a trezit așa cu pasiunea asta, adică uh -huh. și-au descoperit oamenii multe pasiuni. Da, frate, și vezi că există metoda, adică, apropo de asta cu uh, pictura și eu am intrat și am văzut. Am vrut să văd, dar nu mai ai, nu mai ai timp, că dacă vrei nu, chiar nu le poți face pe toate, dar e fascinant. Dar uh, ce când? folk sau ce când? Da, orice, nu, mi-au piesele care, uite, de exemplu, acum am ascultat uh, 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 niște muzicieni uh, uh, excelenți. Uh, și iau piesele, văd dacă există uh, tabulaturi, dacă nu fac că există tot felul de da. aplicații de astea, de -astea Cordify, în tot felul de nebunii, le fac, le transcriu, le pun acolo în tabs și uh, încerc să cânt. Unele mi-e jalnic, altele mai puțin. deci dar, Și ce cânti? Dar adică îmi place foarte tare. Cânti în română? Cânti în uh... Orice, când de la, nu știu, Bob Dylan până la... și în română când. cum să nu? Cânt astea de la The Monogex Sper de la să iau lucrul profesor. trăscău câteodată. De la Domn' <laughs> Profesor. Da, nu, când, și de la prietenii, noștri, de la Byron și de la... Am mult, destule piese, când. Este... E chestia asta, uite, ce fac? Noi avem abonați plătitori la uh -huh. canalul nostru de YouTube și avem Dragoș vreo... Pătraru pe YouTube sau Starea Nației? Starea Nației. Starea Nației. Nație. Nație oficial. Și avem acolo, sunt vreo aproape 7.000 de oameni acum care plătesc lunar 10 lei să susțină fabrica asta noastră. Și nu am făcut un secret din asta, de multe ori ne plătim salariile când avem întârzieri, când din banii pe care îi strângem de la abonații plătitori. Și am pus chestia asta, la finalul, eu mă văd cu ei în live în fiecare luni. Cu ai un fel de ei te da, ceva da, și, da. și ei mă întreabă orice vor ei, comentăm acolo și la final eu cânt o piesă la chitară pentru că asta odată mă obligă să exersez în timpul săptămânii, că nu da. pot să te prezinți ca bo acolo, adică chiar să... Și în al doilea rând, uite și acum doar ai zis, asta mi-au transpirat palmele, pentru că una e să cânti tu singur, la tine în casă, cu nevasta, copiii, cu nu știu ce, mai dă fi ochii peste cap, mai... A, așa? Și alta e să faci asta niște... cu, da, ai cât niște sute de oameni, adică sunt muzicieni foarte mișto care n-au publicul, care la o, la o sesiune de asta de Q&A, știi, să ai, nu știu, 500 păi da, de oameni, 700 Oamenii ăștia oameni. nu vin acolo pentru Dragoș Pătraru, muzicianul, da, să da. Raci, trebuie să suporte și momentul ăla. Da, și, și, sunt unii care, la un moment dat, mă, mă, supăr, știi, că mai am pornirile astea absolut tâmpite, care vin din, din, din trecutul meu de idiot, mă mai supăr pe câte unii care zic, bă, ești varză, unii, unii, o fac doar ca să mă enerveze, știi, și tu stai, eu stau acolo și când, zdranga, zdranga, nu știu ce, și mă uit pe videoul ăla mare da. și vezi acolo. Termină, nu mai cânta, te rog orice, dar nu mai cânta. <laughs> și eu zic, ok. Ai doi copii cu, cu Monica? Da. Adică sper că are cu mine, <laughs> da, să sau... Ai, ai da. o fată, Andreea, are 20 da, de ani? 20 de ani. 20 de ani. Da, e 2002 născut. Andreea, 20 da, de ani? 5 ianuarie. Și mm. îl ai pe Robert, care are de 15 ani? Da, face 16 pe 29 decembrie. Aici, vezi, am fost un dobitoc. Deci, nevastă mea a făcut cezariană la, la amândoi copii și eu nu mi-am dat seama, nu studiam pe atunci performanța, nu, nu citisem cărțile <laughs> OK despre performanță și știam că Fimiu o să facă performanță uh, sportivă. S-a nimerit să-i placă și lui, nu, nu l-a forțat nimeni, și uh, nu știam atunci că ar trebui să-l declar pe 1 ianuarie. Am fost atât de tembel în 2006 spre 2007, când s-a născut da. el pe 29 decembrie, intra România, nu era nenorocire când 2007 s-a așa, și eram cu nevastă mea în spital și eu nu mi-am dat seama că trebuie să-l declar, că puteam să-l declar 1 ianuarie. Și era mai bine întâi ianuarie? Era mai pentru bine, că, pentru că, că el a avut mereu da. de suferit. El, la orice selecție, el a avut, el fiind născut 29 da, decembrie, da. știi? oia da, da. care erau născuți 7 ianuarie, erau cei mai... aveau un an în plus. E, e foarte mișto, scrie Gladwell în excepționalii treaba asta și dă exemplu. Adică în echipa de hockey, de pildă, mai ales ăștia care încep foarte repede, hockey Canada, sau da. și îi pun la 2 ani pe patine, când te duci, te uiți la echipa națională, când sunt deja juniorii sub 16 ani, da, toți sunt născuți ianuarie-februarie. Al treilea portar e până aprilie, înțelegi? Cel care nu joacă niciodată. Restul sunt toți la începutul lui ianuarie, pentru că atunci când se dezvoltă copiii, diferențele sunt enorme între luna ianuarie și luna decembrie. Exact. Și al 29 decembrie, adică tot anul, înțelegi? El mereu a fost mai mic. Mai... Da. Dar nu știai că uh, Robert uh, va... se va duce cândva? Nu aveam basket? atunci această informație. Vezi, dacă, dacă ești prost, nu ai cum. Da. da, știi cum e, informația e cea mai importantă, da, nu? Da, și da, pentru da, oamenii da. care se uită la noi, poate mai află un lucru acum și se gândesc, bă, copilul meu s-a născut la sfârșit de decembrie, ia să-l declar eu la început de an, pentru că poate va face performanță și da. oamenii află chestiile Da, astea. mai ales la sporturile de echipă, dacă faceți copii, încercați să-i duceți undeva la începutul anului. Iar asta. asta vrem să le spunem celor care ne urmăresc podcastul, că Robert are 15 ani și joacă basket în echipa... Joacă de... împreună, cu... el joacă acum la U17, i-am înscris și în Cupele Europene, mergem cu ei acum în octombrie la Hamburg, cu, cu echipa de club și este împreună cu alții doi colegi din echipă, și la seniori. Are contract de seniori, are contract de la echipa națională sau cum? Nu, 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 la echipa de club la Petrolul. Da, la Petrolul Ploiești, da, nu? Da, da. Acolo, Super, la la și la te la duci Bluiești. cu el acum în cantonament, în cantonament la meciuri? Merg cu, eu sunt voluntar sponsor și ce trebuie la echipă da. și i am înscris în cupele europene, am făcut rost de buget, adică pune starea nației o parte și uh, 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 și mai pun niște oameni de la niște firme, nu să-i zic aici, uh, să completeze bugetul și am făcut rost de un buget de 30.000 de euro cu care participăm în IBL, în competiția europeană, pentru că în competiția internă jocurile până la turneul final sunt incredibil de slabe foarte slabe. Adică diferențele între echipe sunt foarte, foarte mari. Și atunci copiii n-au meciuri tari. Deloc. Da. E, și am zis, bă, hai să mergem să ne bată unii prin Europa, să ne usuce. Mai joacă în Europa uh, Dan Dacian, de aici, uh, uh, știința, mai Și sunt unde le vezi echipe. Uh, Băi, îl văd, le-am explic, explicat și lui, le explic copiilor, stau de vorbă mult cu copii, acolo de crezi... Deci și un fel de coach de ăsta, de da, eu, motivațional. Eu mă specializez de ceva timp în nutriție sportivă, fac cursuri, acum sunt în, la un curs de ăsta pentru o recunoaștere profesională la, la Barcelona, la Barça Innovation Hub, Uh, un curs care durează 9 luni, am cu examene în fiecare lună, cu tot, am mai făcut, sunt uh, uh, zi uh, antrenor uh, specializat în uh, lucru cu copii pe fitness pe nutriție la ăștia, la ESSA în Statele Unite. Am o grămadă de cursuri făcute și asta fac în timpul liber, în weekend învăț, învăț foarte mult și vorbesc foarte mult la starea sănătății. Avem noi un proiect despre nutriție, despre toate lucrurile astea, nutriție sportivă și le spun copiilor, băi, important e că sportul vă învață absolut tot ce aveți voi nevoie pentru viață. Adică nu ne-a neapărat activitatea asta de super performanță trebuie să o țintiți. Că și asta se termină destul de devreme. Adică undeva, mai ales la basket, undeva la 30 de ani. E cam gata. Mai joacă niște oameni care au avut o viață super ok sportivă: 35, 37, mm -hmm. 38, uite, avem și noi la, la ploiește acum, pe Bobacalo, oameni care ajung la da. vârste mai înaintate să joace. Dar în rest, cam la 30, 30 ceva, acolo se, se termină. Dar sportul, în acest moment, îți asigură toate calitățile care se cer azi și se vor cere și mâine pe piața muncii. Mm -hmm. Lucruri pentru care școala nu te pregătește deloc. Pentru Așa. că sportul te învață să fii disciplinat, să lucrezi cu un obiectiv, să lucrezi sub presiune, să lucrezi în echipă, să poți să comunici foarte bine, da, toate lucrurile Disciplina astea. Disciplina asta, să ai obiectivul Da, să lucrezi sub presiune, să lucrezi cu obiectiv. Da. da și spune asta unde-l vezi pe Robert. Uh, băi, asta depinde asta de unde el muncește extraordinar de mult. Dacă copilul e foarte, foarte bun la basket, te gândești, întotdeauna e chestia asta, bă, îl vedem în NBA. Sau nu, A, nu, e, nu, nu, nu. Nu nu e nu. ținta asta, știi, când copiii joacă fotbal, dacă întrebi părinții aici unde si joacă? Și, da, la, la Barcelona. La Barcelona, la, la, Barcelona, la PSG, la... Da. Nu, 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 nu. Eu sper să devină un om super ok. Asta asta mi se pare foarte important. Cu toate calitățile, să fiu un om bun. Și asta, asta vreau de la toți copiii ăștia care fac sport. Și le spun și părinților de fiecare dată, duceți-vă copiii să facă sport. E foarte, foarte important. Dar tu ai făcut sport, sport? Ai făcut sport, sport toată viața ta. ta? Da, am făcut sport și acum fac Cu sport. ce ai început? Adică am început cu tenis de câmp. Da. Uh, am făcut vreo patru ani de tenis de câmp. Ai de la șapte la 11 ani. Da, am renunțat la tenis în favoarea fotbalului. La tenis aveam o perspectivă bună în sensul că fiind stângaci, Natal. era atunci chestia aia, mamă, e stângaci, nu știu ce, a venit antrenorul acasă la maica mea, doamnă, nu știu ce, la la la, dar nu, îmi plăcea fotbalul mult mai mult, eram mort după fotbal, Idolul meu era Rodion Camataru, altul cu care aș bea un bar, vin fără niciun fel de problemă. Așa, și uh, Voiam să, să joc fotbal. Și m-am dus la fotbal. Am fost la o selecție la Petrolul, da. unde ne punea domnul Iuhas, Dumnezeu să ierte, să ținem duble. Cât ții pe, -ți pe picior. Și da, erau acolo copii și nu te lua decât, adică metehnele astea ale fotbalului nostru, bă, nu e tehnic, nu e bun, frate, că nu, știi? Mă rog, erau alte da, vremuri. alte vremuri, alte, dă seama, erau 80 și ceva. Despre adică... de ce vorbim, adică testul era da, de câte ori da, ți da, pe și, picior. a zis lui tai că mi-a zis, domne, nu știu ce, nici n-a dus nimic, că m-am uitat eu pe acolo. Să duceau lucruri, <laughs> înțelege, așa, domne, nu e ce trebuie. Și apoi am făcut astea, am jucat, am ajuns să joci în județ. În, deci cum ai ajuns la în... 130 de kilograme? Păi, Când simplu, scăpat nu, viața după aia control. am, făcut, am făcut atletism, în, am făcut până în liceu, am făcut vreo 2-3 ani, ne întrebat acolo, era zeița noastră, Mirela Dulgheru, care nu a mergea, a mers la Barcelona, la Olimpiadă, la nu știu ce, la așa, cu medalie, cu tot, și eram și noi pe acolo, ne antrenam, ne... și apoi, ca toți copiii, după 90 ăștia, liceenii nebuni, arte marțiale, mm -hmm. am făcut astea, cu budo, lupta cu arma, cu făceam cu tomfe, cu nunceac, cu toate nebunile, și... Uh, Apoi am început să lucrez de vreme, de la 15 ani lucrez, cu normă întreagă, așa, am avut un chioș de ziare, am vândut ziare pe stradă și a trebuit să fac bani. Și apoi am început să mă îngraș ca prostul. Adică țineam mișcarea, dar șprițul, mâncarea, multă, eu am fost foarte sărac și mor de foame toată viața. Și principalul meu scop, după ce mai ales după ce m-am căsătorit, era să am frigiderul plin, plin. Eu, am, eu și acum fac vizionare râde de nevastă mea de mine. Eu acum nu mai mănânc, mănânc totul controlat, super ok și uh, uh, deschid frigiderul, mă uit, îl închid și nevastă mea o auzi. Iar faci vizionare? <laughs> Ideea e dacă, dacă îl văd, dacă văd că e gol așa, în, sunt niște. De e un raf gol sau. M-am așa de aici, am o chestie. Amintirile. Da, 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 am o chestie și m-am apucat o foame imediat. Cum, dacă e ok, e mâncare acolo, e, nu mănânc nimic. E în regulă. Și am fost întotdeauna, mi a fost foame toată viața. Adică scopul meu în viață a fost să am frigiderul plin. Dar acum, dacă ți-aș da o felie de pâine cu untură și cu sare pus așa și cu niște roșii tăiate și cu ceapă, nu. Nu, nu, nu era, era mâncarea ta din mai ales copilărie la ora asta, după 18 nu mai mănânc. După ora 6 seara nu mai mănânc, nu, nu. Dar asta era mâncarea ta în copilărie, nu? Uh, pe nu, pâine? a, ce, mâncam pâine dată până apă cu zahăr. Adică ce, despre a, era. despre am prins despre și noi ce vorbim, din, că era adică, bine de tot. Adică na, cam asta era. Mi aduc aminte venea, am niște amintiri de astea venea, uh, bunica mea, Dumnezeu să l ierte, dădea ușa de perete la apartament, intrau un frig că ne încălzeam toți cu uh, aragazul. Da, 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 da. toate ușile deschise cu aragazul din bucătărie și stăteam acolo și mamă și intrau un frig și avea el o vorbă bămpuțiților, așa ne zicea, noi. La... Deschidea ușa aia și zicea bămpuțiților, haideți la coadă la lapte. Și mergeam la lactate că treia să copilul da, da. Nu știam, mai știi cum era, de cine da, 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 mai știe. Treia să, deci nu conta că ești tu la coadă. Nu puteai să iei pentru că să la arăți coadă niște copii, de la lapte care da, se deau da, da. singure. Și, și treia să ridici niște copii. Și noi eram striviți coada asta, avea o viață a ei coada, coada, da. în, a scris uh, uh, Florin Coie, de la Ploiești, despre filozofia cozii la noi la, Și coada asta, care era pe 7-8, 10 rânduri undeva, e când se ajungea la ușă, ea se strângea și prindea o viață de asta și era <laughs> foarte viu Coada se zbătea, știi era? Și tu intrai, și era între genunchiul lor, între întreb bucile unora între banc, să stai acolo și treia când s ajungea la, la teșghea, acolo, treia și câte luați? Trei de lapte, două de iaurt, erau borcănelele alea, așa, un kil de brânză, un și, și ia, copii, și... Și după aia ne și dădeau și pe la vecin, că te, te mai arăta unul, înțelegi? aia mai zicea și dacă era vânzătoarea ok, nu zicea că da, la alții zicea, te-am mai văzut pe tine. Aia nu, asta e mama, asta -i. Și era o, o întreagă nebunie și după aia mergeam la școală și... Da. Ăsta erau vremurile de atunci și ai ajuns să te îngrași pentru din neglijență. Ai zis șprițuri? Da, frate, șprițuri până la dimineață. Beții de la grele? Da, crele. da, da. Adică eu nu că am băut mult între, nu știu, 20 și 35 de ani. Am băut tot. <laughs> Înțelegi, tată? Tot. Adică aveam, intram, aveam, o, aveam cașca asta de beții nenorociți după la redacție, după la băieții mei, intram în weekend cu un bidon de la de, sau două bidoane de 20 de litri. Cantonament. Da, și nu se, ieșea fără vin. <laughs> duminică. <laughs> Înțelegi? Adică nu mai era vin. Lângă asta și două lăs de bere și înțelege. Adică era la fel. Mergeam la pește, băuturi. Deci mult. Foarte mult. Și mâncați mult și aiurea. Și non stop Și da, până și când, până când Dragoș Pătrau a zis, bă, gata, stop, asta nu mai vreau să fie viața mea. Ai pățit ceva, ți-ai făcut niște analize, ți-a zis cineva, ai grijă că dacă mai continui așa, nu, se întâmplă ceva. Că se... de obicei, atunci ai deciziile astea nu, Am dramatice. avut, am avut au, au fost așa mai multe chestii în, în același timp. Unu, uh, uh, atunci aveam, jucam, aveam o echipă de asta, jucam în Liga de mini fotbal, exact, da. cu Liga de mini fotbal cu tot și aveam uh, și m-am văzut într-o poză pe care o, am, o să ți-o trimit. Dă-ne, dă-ne, să punem pozele astea. m am văzut un într-o poză. Ce cum... să notăm, avem două poze. Da, aia da, da. Starea când, când mă pregăteam să trag la poartă. <gânt> <gânt> și era mingea la picior și mai aveam o minge mult mai mare aici, înțelegi? Era... Și m-am văzut și am zis, doamne, așa... Știi că tu nu te vezi pe tine. Tu te vezi tot la care e real. Cum te știi tu pe tine? La 70 de chile, ok, nu știu ce, la la, dar, dar nu e așa. Și m-am văzut și mamă, cât sunt de, Nu se poate. Și apoi am venit într-o zi acasă. Uh, nu, am vrut să plecam de acasă uh, după o seară care fusese grea. Și m-am plecat să mă închei. La șireturi. Și şi nu s-a putut. Și am amețit și am căzut. Și m-am ridicat și am zis, din momentul ăsta, eu termin cu această viață care n-are cum să mă ducă decât în groapă. Și am început să citesc, am început să uh, uh, fac, am făcut, deci, diete. Tată, toate. Deci nu, pe mine, încercate toate. Deci nu, nu există dietă pe planeta asta să nu, o, să nu fi trecut prin mine toată nenorocirea. În perioada aia și fumai? Nu, n-am fumat niciodată. Deci, mă, dacă, na, deci, na, nu. deci nu ai fumat, dar de băut și de mâncat, da. grupa mare. Da, ai da. căzut atunci, ți-ai revenit și ai, chiar din momentul ăla ai zis stop și s-a da. întâmplat? din momentul ăla am zis stop, s-a întâmplat la modul că am început procesul. Adică am zis, eu am și chestia asta, când îmi pun ceva, da. sunt un pic... Uh, și mă duc orice ar fi. Și am început, încercările au fost proaste prima dată, de-aia înțeleg pe oamenii cu care mai vorbesc, că mă sună o grămadă de oameni, mi-ai schimbat viața cu sfaturile pe care mi le-ai dat, nu știu ce, și vorbesc cu foarte mulți oameni uh, care au rezultate după discuțiile cu mine și am zis, bă, eu am trecut până, până toate nenorocirile astea, adică știu că toate dietele funcționează, că orice dietă funcționează până nu mai funcționează, știu absolut tot ce se întâmplă și apoi am început să înțeleg că am vrut mai mult, bă, ce se întâmplă exact când corpul tău, când bași mâncare, când bași băutură, când ce, exact ce se întâmplă. După ce am înțeles toate procesele astea, a fost mult mai ușor uh, să, uh, să, să înțeleg și să reușesc să-i fac și pe alții să înțeleagă. Și uh, am început să slăbesc. Prima dată dai foarte repede, mai ales dacă ai avut mult o viață și... sportivă, dacă nu știu, ce, dai foarte repede. Primele uh, 10 kg te joci. Adică n-ai -ai absolut nicio problemă. Trei doar să-ți pui o ordine în viață și ai slăbit 10 kg. Nu există. Iar ordinea asta în viață e să nu mai mănânci după 6 seara, să mai renunți la dulciuri, să nu mai bei carbogazoase, nu? Da, da, zahărul face rău și aici la cap, foarte mare rău, că asta nu înțelegem noi, le facem copiilor rău pe termen lung. Eu mi-am schimbat toată viziunea despre diete, viață și uh, motivația pentru asta, când am stat de vorbă cu un doctor mai bătrân care mi-a zis așa, bă, bă, pătrarule, fii atent aici, deci eu și tu o să murim undeva la 70 de ani, că te-o duce 75 că te duce 80 sau că te duci la 60, acolo suntem, ca medie, da? Și eu și tu. Diferența știi care e? Confortul din ultimii 25. Pentru că atunci când ai 20, 25, 30 de ani, ești nemuritor. N-ai niciun fel de problemă, duci, corpul duce, corpul duce oricât. Oricât și orice. Și niciodată nu te gândești. Și da? niciodată, e. Ce nu realizăm noi, și asta aici s-a am mulți oameni cărora le-am povestit asta și în mintea cărora s-a produs, mai ales după 40 de ani, declic de ăsta. Bă, 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 stai puțin. Deci despre ce e vorba? Tată, e, e vorba despre următoarele. Eu acum, la cum mă comport eu cu viața mea, fac sport în fiecare zi, mănânc controlat, am o fereastră în care mănânc, care are 8 ore, știu ce mănânc, știu cum mănânc, știu cum îmi dozez sportul. Absolut toate lucrurile astea. Și eu ce vreau de la viața mea? Vreau ca de acum colo să mă pot bucura de tot ce am făcut și am realizat până acum, să mă pot bucura și eu de nepoți, să pot să mor la 70 și ceva de ani, dacă că asta e media, da? Într-o noapte, după ce nu m-a pus nimeni pe împărși, nu m-a schimbat nimeni. Și după ce m-am jucat cu nepoții, fotbal, am alergat, am mers sau am fost cu nevastă-mea undeva, am urcat undeva, am coborât, ne-am plimbat, nu știu, am înconjurat... Uh la Godigarda sau ceva. Am, am făcut o chestie uh, așa și m-am așezat și am murit. Liniștit. Ok, liniștit. Fără să-i chinui pe ceilalți Având de te... tine. Da, fără să fie o povară pentru nimeni, fără să să certe copiii mei și să se deteste uh, toată viața că, uh, băi, nu prea am stat cu ăla bătrânul, că nu știu ce, că la ea, dar stăteam să schimbăm de rahat. Să... Da? Deci nimic, să nu stau în spitale, să nu iau 10 pumn de pastile, să nu... Astea sunt lucrurile care dacă nu te motivează, atunci iartă-mă, dar ești tu nesimțit, că ai, despre asta e vorba. Deci, dacă tu vrei să stai, să te schimbe unii de rahat, să nu fii mobil, să nu poți să te plimbi, să nu poți să te bucur de nepoți, să nu poți să te joci un pic, să te duci într-un parc cu cineva, să. Ai, știi? Îți meri soarta. Da, da. Și atunci ai început să citești despre nutriție, ai început să învezi lucruri. Da. și ai renunțat la carne tot atunci? Nu, la carne am renunțat. Am făcut acum pe 19 iulie 3 ani de când nu mai mâncăm carne. Eu, nevastă mea și fimea. Fim mănâncă, el mănâncă cu echipa, încă mănâncă, dar mult mai puțin. Mult mai puțină carne. Și mâncăm pește, din când în când. Și eu nu credeam că pot să mă simt atât de bine. Că e după persoană aici. Adică eu nu zic nimănui, nu sunt demand în ala, cum sunt cretini, ce? Vezi, mă nebunilor, stați un pic. Uh, mie îmi plăcea carnea foarte mult, dar inclusiv uh, după analize, inclusiv după tot, eu sunt, eu sunt foarte bine, eu sunt mult mai bine cu, cu, toți, cu toți indicatorii. A, absolut cu toți. Și carnea, pe termen lung, este toxică pentru organism. Adică uh, se întâmplă niște lucruri. Uh, Vă pot da. De 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 haideți să facem chestia asta, da? pentru că dacă tot l avem alături de noi și da. pe profesorul de nutriție, am aici, așa să notăm, El <laughs> avem pe profesorul de nutriție, eu cred că oamenii au nevoie să audă lucruri de genul ăsta de la oamenii care sunt vector de imagine. Știi, lumea te știe de la televizor, te știe din online, te știe de pe. Da, dar lumea o să vină să zică: Ce știe, bă, la că las la, la, să-l mă știe el de toate acum, că las că eu ascultă doamna aia care ne spune la televizor că putem să slăbim cu fast food. <laughs> Știi că e o doamnă nutriționist care vorbește la televizor și zice: Poți să slăbești cu fast-food. nu știu dacă po vorbim de aceeași po -să, doamnă. Poți -să, să, le... uh, po -să, po să le uh, zici oamenilor uh, orice ca să faci clicuri, ca să faci. Nu, nu e așa. Dar uite, fii atent, acum deci, că mi-ai okay. mi zis de analize, da. mi-a dat Ciucă mesaj că el e vigilent și mi-a zis băi, știi că partenerii noștri la podcast sunt cei de la Sanador. Așa. Și chiar am fost cu pozașul, cu Florin, toată echipa am fost săptămâna trecută cu Ines și ne-am făcut analize de sânge, nu. complet, un set complet de analize, pentru că eu cred că e foarte important cel puțin de două ori pe an să-ți faci un set de analize, să vezi cum te situezi, cum unde stai, care sunt pericolele care pot să apară, cum poți să le eviți sau să le îndepărtezi de tine. E, e obligatoriu, nu că e bine. E Ia... obligatoriu. Cine nu face treaba asta, în, în primul rând când ți se întâmplă ceva, de cele mai multe ori, atunci când ai simptomele care te duc la doctor, e mult prea târziu. Dacă faci asta o dată la șase luni, o dată pe an măcar, să mergi să-ți faci analizele și să vezi cum stai la toate, la, la absolut tot, atunci știi ce schimbări poți să faci doar în dieta ta, deci și doar în, să ce, în ce mănânci și poți să schimbi cu totul viața. Pentru că dacă ai niște indicatori care nu sunt ok și faci legătura asta cu somnul, că nu dormi ca lumea. Da? Și doar umblând la chestia asta și încercând să ai orele de somn de care corpul tău are nevoie pentru a se reface, poți să rezolvi o grămadă de probleme. La fel nivelul de stres, la fel că sunt oameni care zic, domne, nu pot să slăbesc. Păi, dar nu, e despre asta. Întâi trebuie să faci multe alte lucruri înainte de a slăbi. Mai sunt aia care vin la sală. Eu îi văd, pe la sală sunt a 140 de kg, da, cum eram și eu aia. să urcă pe bandă. Cum e trece, ce faci? Îți rupi genunchii, îți rupi articulațiile. Ce faci acolo? Ce cauți acolo? Păi domne, am venit că vreau să-mi Nu, tată, slăbirea e la bucătărie, nu la sală. Deci întâi ieși în bucătărie, înțelegi, te scoți din frigider cu totul și după aia intri la sală, dar peste 30 de kg intri la sală. Adică nu acum. Și apoi ce ai cu banda? Du-te, vorbește cu orice medic, o, o, o ortoped din, de pe planeta asta și o să spună că banda aia, oricât de șmecher ar fi ea, are un joc atunci când tu calci, pentru că aia e o chestie nefirească. Corpul tău nu avansează. Și atunci banda aia face, uite, așa. Da. Știi ce e O lovitură de ciocănel în genunchiul tău. De fiecare dată. De fiecare dată, la de fiecare de asta, pas. Mă bucur că ești atât de atent cu viața ta. Uite, oamenii ăștia de la Sanador au așa uh, deviza lor, sănătatea ca stil de viață, pentru că la urma urmei să-ți faci un set de analize complet, să ai grijă de tine, e un stil de viață. Și e un voucher cadou din partea podcastului nostru acasă la Măruță, să mergi să îl folosești cu drag la Sanador și să-l folosești doar pentru prevenție. Mersi. Adică nu când atunci simți că ai... Nu, de eu am cu totul la zi acolo, urmăresc indicatorii, văd, am reglaje de astea fine, trebuie să fac asta două săptămâni, asta trei. Perfect, atunci mă bucur, uite, cei de la Sanador sunt alături de noi și sunt unii dintre cei mai mari din România atunci când vine vorba de sănătate, atât prin medicii pe care îi iau acolo, cât și prin aparatură, prin uh, condițiile pe care le oferă, așa că noi ne-am făcut analizele și știi care e chestia? Asta e pentru tine voucher-ul. Uh -huh. Mersi. Știi ce? Noi ne-am făcut analizele, și după aia a venit, așa panică. eram toți, mamă. Pozașul făcea pozașul. Vezi că au început să vină analizele. Florin, la fel și. La ține cum au venit? Și am început să ne compară, știi? Da. Și, păi, e tensiunea aia până, știi, că îți vine tot rezultatul și, și, și tot ok? Uh, da, ți le și arăt, chiar ți eu, le arăt. Uh, eu pot să fac nu... cadou ăsta, nu? Uh, dacă vrei, cui vrei să-l facem cadou? Adică vreau să-l fac cadou uh, cuiva care e interesat de treaba asta și nu-și permite. Și atunci, facem în felul următor să lase oamenii un comentariu aici, în podcast? Da. Facem în felul următor, de deci, cei care ne urmăriți, puteți să lăsați un comentariu uh, în podcast și haideți să le dăm ceva. Lasă un comentariu sau ce comentariu selectăm? Păi nu, ori asta, ori uh, acceptă oamenii ca uh, Larisa, colega mea de la Ceasul da. Bun, să aleagă pe cineva dintre familiile de care noi avem grijă uh, la Ceasul Bun în... Ok, păi facem în felul următor, odată cei care lasă comentarii aici, da. și odată merge către Larisa. Mm -hmm. Corect? Da, adică noi avem un proiect, se numește Ceasul Bun, la, îl facem de mai bine de 5 ani, de, și avem în grijă multe familii. Adică, unele primesc direct de la mine în fiecare lună. Am vreo. Nu știu, sunt și 20 de locuri în ultimele luni unde trimit sume între 300 și 500 de lei în fiecare lună. Sunt din profitul pe care noi îl facem, la fel ajutăm aceste familii, împreună cu oamenii care alcătuiesc comunitatea noastră la emisiune, avem grijă. De exemplu, anul ăsta am echipat peste 500 de copii. Pentru școală, complet. Super. Mi se uh, pare, uh, pare da. superb acest lucru. Și atunci facem în felul următor. Oamenii care lasă aici un comentariu și trebuie să spui ce să lase în comentariu, și un uh, voucher care merge către Larisa, de acord? Uh -huh, uh -huh. Perfect. Care okay. are aici un comentarii ce? Că vreau să selectezi tu. Păi în comentarii să ne spună, uh, ca să selectăm cea mai bună explicație... Cine să ne... ne arată nivelul tricligeridelor? Nu, nu, nu. 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 Să ne spună uh, uh, ce îi face pe ei să pornească nu către sănătate, pe drumul ăsta. Deci către lăsați un comentariu ceva. și spuneți-ne ceva determinat uh, să porniți către drumul Dacă către Dacă s-au uitat sănătate... la ce am zis până acum și au zis, bă, uite, trebuie să fac și eu treaba asta sau... Știi? Și nu-și nu -și permit să-și facă primul set de analiză ca să vadă cât de rău stau. Deci, perfect. Oameni buni, aveți un voucher de la Sanador full option, ca să spunem așa. Trebuie să lăsați în comentarii aici și o să alegem un comentariu uh, care ne convinge că vreți să vă schimbați stilul de viață, nu? Mm -hmm. Sau dacă vi l-ați schimbat, ce v-a făcut să-l schimbați, corect? Mm -hmm. Perfect, ok. No. Așa facem. Și spunem acum mai departe că am notat aici. Spunem cele mai nenorocite sau cele mai nocive 5 uh, alimente pe care le-ai scoate dacă ai putea din, din dieta oricărui om? Zahărul. Zahăr în orice formă? Zahăr în orice formă. Că... Or, tot ce înseamnă uh, procesat. Deci tot ce înseamnă procesat, hiperprocesat. Adică... adică orice... Da, nu... Uh. <gură> Carnea cu totul aș scoate-o. Uh, tot, de da. tot? Da. Ok, deci pun procesat și... Da. Tot ce înseamnă făină albă, orez alb, toate lucrurile astea patiserie, covrigărie, nu mai mâncați covrigi, nu mai mâncați, deci alea sunt dezastru pentru sănătate. Da? Deci doar dacă se scot anumite lucruri din, din, alimentație, tot ce înseamnă fresh, nu mai beți freșuri, este, este o chestie, oamenii nu înțeleg. A, face sport de performanță, e ok. Dar stai un da? pic, mai da? beți freșuri de aveți... deloc sau nu mai beți 5 freșuri? Că e diferența? Nu, nu mai bea fresh. Mănâncă portocala întreagă, mănâncă grefrutul, mănâncă lămâia, mănâncă ce spui tu în acel fresh, mănâncă așa. De ce? Fibrele din fruct împiedică absorpția zahărului, da? Fructoza aia. Zahărul o... la bun. Da? Aia e, fructoza aia, odată ajuns în fresh-ul ăsta, nu mai are nicio barieră. Și da? atunci e foarte nasol pentru organism. Și sunt oameni care zic că o să nu beau fresh -uri. Nu, nu e ok. Mănânci două tone de zahăr. Dacă nu am fibrele alea din fructul respectiv, deci fructe întregi. Fructele sunt senzaționale, întregi. Stai că ajungem la alea bune. La fel deci legume. zahărul ai scoate de da. peste tot, da? da, da. Uh, ai zis procesatele. Făina albă și orezul? Făina albă, orez alb. De cum? De ce? Pentru că orezul ăla alb permafrostul acum cum se numește, da? Deci, uh, orezul alb e doar uh, energia din bobul de orez, el nu mai are uh, nimic, a fost dezbrăcat de tot și este uh, doar carbohidratul simplu. Repet, faci sport că e o, e o diferență mare, stai să ne înțelegem. E o diferență foarte mare. Acum vorbim între... pentru oamenii normali. Care da, nu fac pentru, sport. pentru oamenii normali. E o diferență foarte mare între nutriția pentru sănătate și longevitate. Și nutriția pentru performanță. Nu, vorbim pentru aia de sănătate și longevitate. Da. Scopul nutriției pentru performanță. Pent pentru că, știi de ce zic asta? Pentru că oamenii care fac performanță presupun că au acces la nutriționiști sau caută și au mult mai atenți. Nu, să știi că foarte mulți da. nu au. 90% sau, dintre. Sau încercă deci să fie este, mai atenți. Este dezastru, da, dar ei au, au un consum atât de mare. Că de aia, uite, vezi și foarte mulți sportivi care se îngrașă după da. ce termină cu sportul și ei zic dom'le, nu mănânc mai mult, nu mănânc. dar nu mai ai acel consum. Asta, asta e clar. Și sportivii mănâncă foarte, foarte multe prostii pentru că de multe ori trebuie să mănânce. Ei au nevoie de uh, refacerea rezervelor de uh, uh, glicogen în mușchi și peste tot foarte, foarte repede. Păi și de ce e albă? Făina albă este procesată. Nu este nimic altceva. Da? Deci trebuie făină de aia, că de aia când se făcea făină cu 100 de ani la moară, înțelegi, rămânea tot acolo, era cu totul acolo și era, ieșea pâinea aia mai aproape neagră, care era în regulă. Dar deci nu... mi-ai zis așa, zahăr procesat, făină da. albă, orez alb, ai mai zis ceva? Carne. Cu? Carne? Da. Păi la procesat, am trecut carne. Păi da. Așa? și procesată și neprocesată. Așa, și mai zi carnea. Astăzi mare, tot ce înseamnă, da, freșuri, tot ce înseamnă patiserie, tot ce înseamnă da, covric, adică nu covric de la cald, așa cu iaurt și cu sana dimineața mm -mm. și cu kefir sau ceva, nu. Laptele dulce la fel cea mai mare nenorocire. De ce? Pentru intestin, pentru flora bună, pentru microbiomul te referi la laptele de vacă, nu? La laptele, la laptele, Adică nu la laptele de migdale sau la laptele de Nu, cocos. nu, nu, ăla lapte vegetal, să zic da. așa. Nu, nu. Ăla e ok. Zici, mă refer la laptele de, de, vacă, laptele dulce, pentru că iaurtul ăla ok, nu iaurturile astea de pe piață care n-au văzut niciodată uh, lapte, dar ce înseamnă uh, fermentat uh, are și proprietăți ok. Bun. Și da. uh, stai, mai zim ce ai mai scoate sau... Păi scoatele le pastea și după ce le scoți pastea, slăbești 30 de chile. Și ești și mai sănătos? bine păi, bineînțeles. Că de fapt asta toate astea le faci pentru, pentru, sănătate. Dar stai, vreau să te întreb. Dar acum s-ar putea să nu de se potrivească. mâncat, deci unii... Păi nu, stai puțin. Da, cum să nu? Adică prăjit e ok? Uh, păi nu. Aici depinde... În... Prăjit nu e ok prăjit nu e ok. Dar asta nu trebuie să fii dement, să nu mănânci niciodată nimic prăjit dacă e un ulei ok, da, în care tu îți prăjești acasă. Deci nu ăla din friteza de la fast food unde îți dai seama ce e pe acolo, că fierbi în, p -p -p prăjești în uleiul ăla 275 de porții de cartofi. Adică acolo este nebunie. E tot tabloul lui Mendeleev în, în chestia aia, știi? Adică aici e o, o foarte mare problemă cu aceste prăjeli. nu sunt ok. Bun. Uh, și acum facem în felul următor. Yes. Uh, uh, uite, chiar ne-ai dat o idee foarte bună. Uh, Ciucă, deschide da. aplicația Bringo Așa. și comandăm acum, cu ajutorul Așa. lui Dragoș Pătraru, ne facem proviziile Rețeta Dragoș, cum să zicem, stilul de viață Dragoș. Ce comandăm noi de la Bringo? Vin în 90 de minute, oameni buni, vă lăsăm aplicația în descriere, puteți să stați să urmăriți podcastul, puteți să stați cu prietenii, puteți să stați cu copiii, cu familia. Cei de la Bringo, livratorii, în 90 de minute și chiar mai repede am văzut, îți aduc tot ce trebuie din Carrefour. Așa că, spune-ne ce să comandăm noi. La ora asta la care facem înregistrarea, nimic. Apă. Apă, da, apă pentru că și e târziu. Și, nici, spunem și că... nici apă, că e, cât e ceasul? Noi Bă. facem o înregistrare la. 10 și un, un sfert seara. 22 și 15 minute. Nici apă, știi nu de cred. ce? Că îți afectează calitatea somnului. Deci ideea e următoarea, este super ok să te hidratezi, dar să o faci până undeva la ora 19, astfel încât să poți să mai mergi odată la budă înainte să te bagi în pat, la un 10, să zicem. Da, și să nu întrerupi somnul e foarte important mai mult de o dată. Asta ar fi ideal, adică asta e ideal să nu întrerup de loc ideal. Să întrerupe o dată e, să zicem, ok. Deja dacă ai întrerupt de două ori, odihna ta, atât de necesară pentru a doua zi, este da, la un nivel mai mic. Și Super, atunci e Asta nu e știam okay. cu apa, știi? Da, da, da. Dar da. ai dreptate acum când spui mm -hmm. așa. Mm -hmm. Că de-aia mergi la toaletă în Și de-aia nu te bine. Da, și după aia ai uh, întrerupt până luxonul, a dormi și... iar, până nu știu ce, și nu nu se refac toate... Deci sfaturi uh, importante de nutriție cu... Uh, Dragoș, stai să, să spunem așa, scolit la Barcelona, am înțeles. <laughs> nu, adică fac uh, cursul ăsta de 9 luni, la Barça Innovation Hub sunt, în la, sunt la al patrulea modul. Păi, nene, nici ne da. Deci tu faci școală la 45 de ani, de 9 da. luni, e cursul Permanent. de pe, la Permanent. Barcelona. -am ceea bu -am ce bu -am e mai multe tari. cursuri. De așa, astea, de deci. De a... Bun, da. și zim așa, deci mai dănesc sfaturi, da. că jur pe cuvânt că sunt fascinat de treaba asta. Păi, mă, trebuie să ai o farfurie cât mai colorată. Cât mai... Ciucă, scoate aplicația, puțin, pune cât, pe Bringo. Deci ce? Pune cât din mai ce puțin să procesată. Ce să comandăm? Păi uite, eu am făcut uh, uh, chiar uh, duminică. Da. Uh, am făcut o chestie foarte ca lumea. Uh, am pus așa, într-o uh, tavă. Da. Deci facem uh, comandând de pe Bringo rețeta lui Dragoș da. uh, Pătran. Roșii. Roșii. Roșii Sherry. Roșii sherry, da. Da. Uh, broccoli. Brocoli. Brocoli. Așa. Ciuperci? Ciuperci? Da. Asta se spune că stau nedigerate până la din stomac vreo șapte zile, e adevărat asta? Nu. No. Așa? Poate la unii. Pe alții balonează, depinde, depinde da. de, de la persoană la persoană, nu există rețetă care și aici cu alegerea alimentelor. Să pentru toți. Băi, uite, pe mine mă balonează foarte tare conopida. Noi avem în uh, uh, Ploiești, Cafeneaua Nației, care e restaurant vegetarian. Da. Și uh, uh, noi facem acolo tot felul de lucruri și discutăm cu oamenii, am făcut acolo o comunitate și unii vin și zic, domnule pe mine asta... Restaurantul mă... Starea Nației, așa se numește? Cafeneaua Nației. Cafeneaua Nație? Da. Noi, noi... Soția se ocupă, Monica, da, de da, da, afacerea da. asta da. din Ploiești. Noi prăjim cafea, am pornit cu treaba asta cu cafeaua, ne-au inspirat cei de la uh, Baia Mare, de la Presco, uh, acum vreo 5 ani și am zis, băi, eu vreau să fac treaba asta, să prăjesc cafea, să aduc cafea verde, să o prăjesc și să facem cafea. Stai să că spui vreo. de zi mai aici, da. roșii, care e aplicația a deschisă? Brocoli, a, așa. ciuperci. Uh, brocoli, ciuperci, uh, uh, bulion, da, că trebuie da, să uh, bulion. pui acolo, uh, așa, o pasată ceva, o, o pastă de tomate. Uh, și mai trebuie să ai uh, ceva mozzarella. Ok. Da? Uh, și astea, na, uh, sare, piper, ulei de măsline, uh, Ok. Și astea Am le amestecăm? Și astea se pun, da, se fac, la, e o rețetă foarte rapidă. În ziua. 20 de minute ai făcut-o, se pun roșiile în tavă, da. da, cu ulei de măsline, așa, cu ciupercile și cu roșiile se pun întregi cu ciupercile, cu brocoli, da, și se dă apoi la cuptor. Toată treaba asta acoperită cu folie, cu staniol, da. da. Uh, și apoi se scoate, se zdrobesc roșiile, știi ca să rămână, se pune, se pune bulion, se pune uh, mozzarella. Pa mozzarella, parmezan, ce vrea omul parmezan după gust și apoi se dă din nou la cuptor. Și e o nebunie. Mănânci, în 20 de minute ai mâncat uh, un fel de mâncare super ok. Și acum te întreb ceva, se învelește în staniol sau în hârtia aia de... Nu, cu staniol. De din... Nu cu hârtie, nu-i staniol la, la aluminiu ăla, nu-i periculos? E, sigur, da. Acum, dacă suntem nebuni, toate alea sunt periculoase. <laughs> da. Bun, Deci perfect. pui în ce vrei tu, ce nu... Hai că am că și comandat periculos. ce ne trebuie Așa? Astăzi. Bravo, mulțumim. Bun. Și da. spunem ce n-ar trebui să lipsească din frigiderul omului. Păi n-ar trebui să lipsească legumele, fructele, Mm -hmm. și în principiu alea de sezon și alea ale noastre da, că mă, am mai auzit povestea asta asta e o prostie, deci nu că nu e o prostie trebuie să mănânci fructele de sezon da? Da. de pildă eu acum iau din curte și am mâncat prune. sâmbătă uh, gutuie îmi plac gutuile extraordinar și am adus un gutui din Italia, este extraordinar uh, uh, face niște gutui foarte foarte bune uh, uh, prune, uh, smochine uh, am la fel în curte în curte smokin. Uh, mere, clar, uh, sunt, sunt super ok. Și legume, eu ne -am, noi ne-am pus de anul ăsta solar, în curte, uh, uh, na, roșii, ardei, zgăte pierină. Adică îți produci tot. Tu tot ce. Da, 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 da. În mare parte, adică na, Să încercăm să producem la noi, să fie totul ok, să știm că nu le-am stropit, nu le-am dat cu prostinul. Și vreau să spun ceva. Și pentru corpul tău, pentru mintea ta, sentimentul ăsta că tu mănânci dimineața, adică ai ieșit din casă, te-ai dus, ai uh, luat uh, în primăvară două cepe sau chiar și acum doi ardei, uh, rămași acolo cu trei roșii și uh, ți-ai făcut o salată, de la tine, din, din astea crescute de tine, ăsta e un lucru extraordinar și îți face bine ție, și la minte, și la sănătate, și la tot. Știi că e o chestie, bă, le-am făcut eu. Sunt ale mele, le-am făcut eu, le-am crescut eu. Chiar dacă, da, te poți duce la hipermarket și costă, da, vezi că scrie pe ele, sunt în alte părți, sunt altfel crescute. I Am sunt... văzut la un moment dat la un hipermarket și m-a fascinat chestia asta, cartof dulci, 5 lei aduși din America. Mă, din Madden... Usa, scă. da, sunt Dar de... 5 lei? Sunt de... Kilogramul era. Da. Și ți s-a părut deci... puțin sau ce? Păi mă gândeam că au venit din America, adică m-am gândit că a costat... Păi uh... da, dar la noi sunt 80 de bani. Barca, m-am gândit că a costat pe barca, mă gândeam că a costat benzina, motorină, transportul și am mai pus nu și mai că... rahatul ăsta globalizat acum, asta e. Tancurile merg în fața corporațiilor și ele trebuie să ducă peste tot pe pica. Că de-aia noi mai producem acum 15% din carnea de porc. Apropo de carne. În acest moment, noi, România, unde vorba aia, porci pe toate drumurile, dai drumul la porc pe uliță și crește, că nu trebuie să-i dai nimic niciodată să mănânce, da? noi mai producem 15% din ce avem nevoie intern. De ce? Pentru că, la un moment dat, au început. Pe noi ne afectează toate gripele, toate pestele, toate nenorocirile, înțelegi, sunt la noi, la alții care trebuie să ne dea nouă carnea, nu sunt. Nu costă nimic. Statul nostru nu vine cu nicio subvenție, ăia pe afară care trebuie să ne dea nouă carne au subvenție. Da? De, în Ungaria să vezi ce subvenții au la tot, la tot, de la grâu până la porc, de la orice vrei tu. Adică statul ăsta joacă de ani buni împotriva noastră, împotriva siguranței noastre alimentare. Toți băieții ăștia ar trăi și lua, luați și puși într-adevăr sub acuzare pentru atentat la siguranța alimentară a românilor. Mm -hmm. Pentru că luăm ca proști din hipermarket chestii ultraprocesate. procesate, ce ar trebui să ai în frigider, să n-ai nimic ce are pe etichetă mai mult de trei ingrediente. Ar fi senzațional. Ai văzut vreodată... Cred că există vreo etichetă cu mai, Auzi? puțin, de trei, mai puțin de trei ingrediente. E, na. Auzi, dar ai văzut vreodată reclamă la brocoli, la televizor? Am văzut, da. Ai văzut? văzut? Da, mă, că Unde? sunt... Uh, Unde? Nu? Trei brocoli, reducerea, jur pe cuvântul meu. A, -a, a nu, mă, nu. Dar că eu da, mă, la modul ăsta, că... reclamă la prețu, brocoli, brocoli, brocoli. trebuie să mănânci brocoli, că nu știu ce, că la... nu, nu o să vezi. Reclamă la legume, reclamă la... Înțelegi? Pentru că nu au nevoie de reclamă. Au nevoie de reclamă lucrurile astea în care sunt toate prostiile, toate mizeriile, toate... Pentru că la un moment dat nici nu există niște driver care atât de puternici să fie încât să schimbe absolut totul din rădăcini. Jamie Oliver la un moment dat în Anglia a, a făcut o colaborare sau nu știu cum a avut o poveste cu guvernul de acolo uh, și a schimbat uh, la școli alimentația. Le-a scos cartofii prăjiți. La un moment dat era un sondaj și care era cel mai detestat personaj din Marea Britanie era Jamie Oliver pe primul loc. Că toți copiii ai părinților le-a scos cartofii prăjiți din... Uh, din școală, știi? Da, s-au făcut. Adică sunt... chestia asta fără stat nu se poate. Să vină să zică direct de mâine asta. Bine pentru sănătatea bine țării, bine pentru sănătatea da, Păi că, uite... nu interesează. La noi a stat ani întregi uh, contrașpagă, proiectul ăla de hotărâre cu suprataxarea la sucurile pe bază de zahăr. Ani întregi a stat în însertar la Camera Deputaților, era scrisă, era tot de ce, pentru că nu contează că murim pentru că bem ca proști mizeriile astea pe bază de zahăr. Înțelegi? Nu interesează pe nimeni. Te-a uitat, a ieșit să vezi chestia asta. E un experiment pe care îl poți face foarte ușor și îl poate face toată lumea. Ieșiți pe stradă și uitați-vă la părinții noștri, la bunicii noștri, și o să vedeți că mulți dintre ei, din cauza greutăților și din cauza felului greșit în care au trăit și nu au fost educați în legătură cu nutriția, nu mai au forme umane, sunt niște cărămizi, așa, niște, niște, știi, niște cuburi care circulă, nu mai, nu mai, există o formă, știi, la foarte multe persoane. E, asta, bineînțeles, că e din cauza statului, e din cauza acestor imbecili care nu vin să pună în practică niște politici ok să îi educe pe copii. Sunt părinți care vin să-și ia copiii de la antrenament, de la sport, cu burger și cu cola. Da. Înțelege, așteaptă cu burger și cu cola. Câștigă copiii un meci undeva îi duc la Mac, la băi, nu e ok. Nu e ok, trebuie să învățăm pe copii Ai să mănânce pentru pe... sănătate. Nu, Ei îi duc, duc o dată pe zi. Da, îi duc o dată pe zi. Știi de. ce vreau să zic? Legat de treaba asta cu zahărul, am mai povestit aici în podcast, dar îmi place să o reamintesc de fiecare dată. Există, poate mai punem Florin link ăsta în descriere, un episod genial făcut de colegii de la România Te Iubesc despre cât de nociv e zahărul. Și la un moment dat o imagine care pentru mine a fost înfiorătoare. Era un nutriționist, un doctor cu unul dintre oamenii de la România Te Iubesc la un parc. Și erau foarte mulți copii acolo, știi? Și la un moment dat nutriționistul, doctorul, medicul, nu mai știu exact, se uite la raporte și spune, vedeți? Știți ce este foarte trist? Copiii ăștia pe care îi vedeți în parc nu s să apuce să-și pe părinți. A sunat așa, adică Ți minte că am avut un moment în care am vrut să înțeleg de fapt despre ce este vorba. Și de fapt era vorba despre alimentația atât de proastă și atât de mult zahăr și atât de multe lucruri nocive care împiedică pe copiii aia să trăiască sau să ajungă la o anumită vârstă și să spună, băi, am trecut prin viață cum trebuie. Da, într-adevăr. Vă recomand și eu să-l urmăriți pe Robert Lastich, l u s -T -I -G se scrie, este un pediatru foarte șmecher. Ultima lui carte se numește Metabolical. Și uh, e în limba engleză. Uh, N-a fost tradusă, poate... N-a fost tradusă, dar uh, încercăm noi să facem chestia asta la Starea Nației: să luăm niște cărți foarte bune, să le traducem. Și uh, felul în care explică el exact uh, cum, cum stau lucrurile cu zahărul. Dacă mai consum după aia... Aici mai e o problemă, pentru că... n-ai cum să Asta zic. Odată că nu e o problemă de voință, pentru că zahărul creează dependență, asta trebuie să mm -hmm. înțelegem. Adică nu... E că de mâine... Eu pot să zic, de ce? Mie... Niciodată mi-au plăcut foarte mult dulciurile. Și la mine asta e norocul a, meu. Înțelegi? Asta, asta, a fost norocul meu foarte mare. N-am fost așa un fan, mamă, tu am să dulce zahăr. Dar du-te la sormea și spune asta. N-ai, tăticule. Deci cum, dacă a văzut ceva dulce într-un colț că strălucești, norocul ei e că e instructor de aerobic, de fitness, de nu știu ce și nu, e super fit, consumă, nu știu, 5.000 de calorii pe zi și uh, mănâncă uh, dulce. Dar uh, dulcele creează dependență, zahărul creează dependență și atunci uh, îți trebuie un proces foarte și un grup de suport. Pentru că n-ai cum să faci. Cine se apucă de mâine, domnule, vreau să ne. Adică nu reușește, am fost acolo. Nu reușește, am încercat prima dată, am zis. Pătrarule, șpriță în weekend, înțelegi, bem vineri, sâmbătă, duminică și mâncăm ce vrem noi, de luni până vineri, sală, chestii, n-ai cum, tată. Deci nu poți. Deci ori ești all-in în șmecheria asta, ori nu mai ești. Da? Pentru că și atunci când ești ok cum sunt eu acum, eu nu mai am chestia asta, că mi-e foame, că mi-e poftă de ceva, că nu, am reușit să-mi reglez corpul, astfel încât să pot să... Dar asta nu înseamnă că într-o zi nu uh, uh, trec pe undeva sau nu și zic, e, mamă, știu că e rău, știu că e. Da, ai trecut să-l luăm niște cartof ăștia, mănâncă acum! Da, nu da. Înțeleg? Fac asta odată la șase luni, poate, la... nu contează. Ideea e ce facem în fiecare zi. Da? Deci nu merge nici cu weekend, nu merge nici cu asta, nu merge uh, uh, cu nimic. Dar merge, uite, ca să-ți iasă din sistem. Și aici vă recomand despre alcool episodul făcut de Andrew Huberman despre alcool. E recent, e, nu știu, are două luni. Eu zic că nu mai beți după ce îl vedeți. Da? Deci alcoolul, e, alcoolul e, o travă, că asta ne îmbată. E o travă și alcoolul are proprietatea asta nenorocită să treacă prin toată celula. Sunt foarte puține substanțe care pot să facă asta. Să treacă de colo până colo, să belească toată celula din corpul nostru. Înțeleg? E, Cu toate că în, vinul roșu între... spune că îți marchează celulele bolnave din corp S ca celulele nu sănătoase nu, nu, sunt... să ți le mănânce. Da. Resveratrolul. Efectele pozitive ale alcoolului, care există, ăsta e unul dintre ele, Polifenolii aia sunt foarte buni, inclusiv pentru activitatea performanță, că stai să vezi ce idee mi-a venit mie acum în legătură cu vinul. De, de vreo săptămână încerc să fac asta și sunt Zei. disperat. Efectele negative sunt mult mai mari, adică bag, bat la fund efectele pozitive. Dar nu se poate să fie interzis alcoolul pentru că accizele și pentru că industria asta e, e uriașă. Da, da. uite ce m-am gândit. Citeam un cursul ăsta la Barça Innovation Hub și ăsta e un business pe care eu vreau să-l fac. Citeam că printre lucrurile foarte bune pentru performanță, la un moment dat, ei recomandă polifenolii din vinul dezalcoolizat. Mm -hmm. Uh, și am sunat oameni care fac vin, l-am sunat pe Darius Pripon de la Gelna, care face și vinul nației noi avem vinul nației da. la, la, uh, pe site, și tu sticle, la vânzare dici. da, v-am -am făcut pachet l-am uitat la, la noi la redacție, vă trimite mâine v-am făcut un pachet foarte frumos da, deci cu cafea, cu ceai, cu totul tot, tot, da. așa, și o să puteți să-l arătați, că vă trimit uh, pachetul și uh, am zis, bă, fii atent găsesc undeva o sursă de vin de ăsta dezalcoolizat și facem o linie efectiv dar am citit că există vin fără alcool bă, cum există bere fără alcool Stai există în exist... România frate am luat o ceapă deci am comandat, cred că, 20 de sticle de vin fără alcool. I-am am auzit într-o dimineață, într dimineață, la Gherila, l-am auzit pe Dobro, Dobrovolski, povestea despre chestia asta, vin fără alcool, știi? Și am căutat și vorbea da, cu cineva. Am... Dar nu este. Deci dar nu, mi-am comandat. Atent, vreau. Nu e vin. Ăla n-a fost vin niciodată. E un suc din struguri, din coajă și din sâmburi, din nu știu dar nu e vin ăla n-a fost niciodată, n-a fermentat n-a a, -a fost alcool să se scoată după aia alcoolul da. printr-un proces. Și asta e ideea care ți-a venit și, și te frământă de o săptămână? Există, da, există vreo patru procese prin care, am studiat am vorbit cu oameni care fac asta, care vând care tot și ideea e să fie întâi vinul vin și apoi să l aduci la oferent și există, am comandat acum de afară, trebuie să mi sosească din mai multe locuri că trebuie să guși, că trebuie să fie bun, că dacă nu e bun, n-ai nicio treabă, știi? Adică nu e... Și vrei să te apuci de treaba asta. Uite, bere fără alcool, beau uh, fără probleme. Adică deja se produc beri bune fără alcool, știi? Și atunci când merg la un chef că nu știu ce, vin și eu cu o codaia cu, nu știu, am și eu un six pack, înțelegi? Vin și eu cu berea fără alcool. Că e super. Adică ești acolo un, în... știi ce a fost cel mai greu? Să mă obișnuiesc că să mă mai simt stai cu, 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 bine, acolo. nu, să mă obișnuiesc să mă simt bine cu oamenii cu care înainte mă făceam praf fără să beau. Mm -hmm. E, e o provocare, pentru că... Uh, Să fii pe aceeași lungime, de unde? Da, pe da, da, și... da, 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 că la un moment dat, știi, stai, te uiți la ea și zici, uite-i pe ăștia, <gântu -s> Știi și... Nu. E, uh, dar dacă ți împui treaba asta și dacă zici, băi, e super ok, iar faptul că te trezești dimineața, adică eu am încă amintirile alea, când te trezești cu două căpățâni, <gântu -s> înțelegi? Și ești Rupt, te târăști, cu toate rețetele, cu băut seara, da, cu suc, suc, cu astea, cu tot, cu luat nurofenul, aspirina, ce aveai pe acolo. Bă, uite atâta, adică, eu ce am realizat? Mie chiar îmi făcea rău alcoolul, rău, pe Dar toate era analizele. Dependență, pe adică... toate... Era dependență, clar. Deci când, când m-am lăsat, când am renunțat la alcool, eram la modul... Ajungeam acasă, știi, și făceam... Și mă întreba nevastă ce ai zic? Aș bea știi, adică ți, da, pentru îmi, că aveai, într-un sevraj din ăsta și era o obișnuință, nu bei mult de exemplu în cursul obișnuința. săptămânii dar te ai spuneai un bar cu vin te ai bei o tărie, bei un nu știu ce beai... nu, nu nu-ți uh, mai trebuie așa ceva Nu, nu. mi-aduc aminte, am fost, în, noi avem un turneu îl facem permanent turneul nației și oamenii când vor să se vadă cu mine, se organizează în localitatea lor, mă sună și mă cheamă au luat o sală, au făcut, s-au organizat cu mai mulți și vin acolo 200, 300, 500 de oameni am avut la Bacău, 600 de oameni în, într-o sală de-asta. Și mi-am aduc aminte, am fost la Baia Mare uh, prin 2017. Da. Și aveam, dă, dădusem drumul și la o carte de-asta cu culegere de texte din starea nației și stăteam acolo, dăm autografe și au fost vreo 400, 500 de oameni. Și au venit, vorbeau ei acolo, mă, și oamenii veneau la autograf și am plecat acasă cu 30 și ceva de chile de pălincă. <laughs> fiecare venea, dar bă, de la de astea de jumate, pătru, era recunoștința lui. Stați de ea, e făcută de mine în casă. Înțelegeți, este tată, mai veneau alții cu 2 litri, cu înțelege, și am plecat, am trimis pe curier aia, că nu avea, am venit, venisem cu avionul, am trimis aia pe curier, am venit acasă, am dat la toată lumea, cred că și acum, mai e pe undeva, pe acolo, cât o sticlă în asta și cât o... Da, și zic, mamă, stai seama că oamenii ce față de că atunci trosneam rău, încă era 2016, ceva de genul ăsta și consumam încă destul. Și după aia am zis, bă, nu, gata, doar la super ocazii de-astea, că, bă, ai undeva, te duc, uite, ziua lui e o gură, da, de revelion, ciocnește acolo o treabă, așa? dar acum că au apărut variantele astea care sunt fără alcool, mie mi se pare super ok, adică e, e și foarte... Și spuneai bine. ceva mai devreme că ai fereastra asta de 8 ore în care încerci să te desfășori da. și cu alimentația și cu sportul, pentru că ții postul intermitent. Atenție! Na, nu e, i-aș zice, uh, mă rog, time-restricted uh, window, dar... Uh, E cum se potrivește. Adică, eu am încercat, de exemplu, și cu șase ore, și cu patru ore, și ținut, de exemplu, e o, o experiență fabuloasă să ții și eu mai țin. Am, am, am o zi pe săptămână, așa ajung, Negru. de țin 24 de ore. Mm -hmm. Adică mănânc după amiaza, dar pentru organism este extraordinar. Bă, cum te simți după 24 de ore în care. N și energia pe care o simți acolo e super ok. Uh, și am ajuns la concluzia asta după ce le-am încercat pe toate, că pentru corpul meu, eu nu stau să-ți că pe mine asta mă scoate din sărite. Când apare cât un cretin sau cât o cretină în fața tuturor și zice, eu am rețeta. Tași din dângură, că n-ai nimic. N-ai absolut nimic. Nu știi cum reacționează măruță, cum reacționează ăsta, cum reacționează la programul tău. La ce ai... După aia eu nu știu ce ai făcut tu cu corpul tău, de ai ajuns la această rețetă. Că pe aia poate ai avut 25 de kg cu tot cu cărămidă toată viața. Ca așa ai tu metabolismul. Că ai văzut, sunt oameni, bă, la așa, 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 bă, așa, așa. Așa, bă așa, nu sunt grași. Am nu se... mănâncă de rup și da. se întâp... Deci nu te, mai, da, nu te mai pune tu în locul tuturor să zici, domne, fă ca mine și o să ai aceste rezultate. Nu o să ai. Mie mi-a mers bine treaba asta foarte bine și mă simt foarte bine așa. Adică nu mai mănânc dimineață și, uite, in, inclusiv chestia asta a povestit-o Huberman, toate uh, 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 studii serioase arată că după ce te dai jos din pat, trebuie să faci niște lucruri pe care și eu am început să le fac și se vede diferența extraordinar în, în timp. Unu, în prima oră, după ce te-ai sculat, să te vadă soarele, cel puțin 10 minute, direct, nu prin geam, dacă poți, dacă ai posibilitatea asta, este extraordinar. Să ieși undeva, undeva în curte și să te uiți la soare, să stai, pentru că până la urmă există vitamina această D. legătură extraordinară, nu mai zic de vitamina D. Uh, doi, să nu mănânci nimic o oră după ce te scoli. Nu mânca nimic. Bea apă. Înțeleg? O oră, măcar o oră. E, eu am observat că după ce am făcut treaba asta cu oră, eu mâncam imediat. Mă trezeam, pa, când făceam am mixul meu de, de mic dejun, îl prepar acolo, și mâncam. E, și mi-am dat seama că, uite, pot să mă simt mult mai bine așa. Și am stat mănânc undeva la 11, prima când masă. sunt da, prima masă, îmi iau cu mine la pachet frumos la birou, mă opresc, mănânc. Cu mixul ăsta pe care mi-l fac eu, vrei să-l zic? Da. Da? Uh, 10 grame de hrișcă, Așa. 10 grame de chia, 10 grame de in, 10 grame de semințe de cânepă, 10 grame de cacao, dar de ăsta uh, făcut. Uh, uh, Adevărat. Boabe, da. l-a da, făcut și lăsat un pic așa mare. 10 grame de goji sau afine crude sau ceva pus acolo. Și în funcție de ziua și de ce fac cu sportul, pun fie proteină din mazăre, fie dacă am nevoie de o altă soluție pe bază de carbohidrați. Proteina asta din dacă mazăre o găsești chiar așa proteină din mazăre? Da. deci da. se găsește da. la... Proteină vegetală se găsește, e super ok. Și, și din asta pun uh, în jur de 20 de grame. Și am ajuns la un mix care are 100 de grame, peste care pun lapte vegetal, amestec, îl las o oră să umfle tărâța în el și după aia îl mănânc. Uh, și a, mănânc la 11, după aia mai mănânc la uh, 1.30, ne oprim cu toții, mâncăm la, la studio, că facem emisiunea în fiecare zi. Uh, și apoi mănânc înainte, să plec, adică imediat după ce ies din înregistrare, nu e 6, acolo. Și atât, mănânc de deci ultima 11 Dar nu mă niciodată aia... aia... deci la 9 seara. Și ai ultima masă. Nu, ai ultima masă. Sau nu mănânci niciodată cu mai puțin de patru ore înainte de a te culca, nu? nu. Ca să nu putrezească mâncarea în tine. Nu, nu, nu. Ne pică greu, e ok. Și, iar după ce faci asta o perioadă îndelungată. În uh, stil de viață. Da. Și nu te, mai, nu, nu te mai deranjează nimic, nu te mai ești ok. Uh, tonusul am constatat asta. Când mâncam carne și mâncam, adică eu mâncam la modul de seama, deci vinerea eu mă întâlneam la Ploiești cu prietenul meu, Paul, de la Hotel Central și îmi făceam un tartar din vită cu un chil de vită. Un kil tată, cu ou crud acolo, cu înțelegi, mâncam deci mâncam, de, îmi plăcea extraordinar, carne crudă, un în așa, înțelegi? am observat că eram atât de moleșit după, atât de... Era, mi era silă de mine, mi era scârbă de mine, de toată lumea de, și nu puteam să mă trezesc din, din amorțeala asta așa, din acum sunt fresh, m-am ridicat de la masă n-am nici pe dracu, am mâncat legume tot ce trebuie, să fie toate culorile în farfurie, să fie cât mai puțin procesată toată treaba și sunt imediat, sar la sport, n-am niciun fel de problemă să consum la sport în 30 de minute după ce am mâncat efectiv din, din ce am mâncat, ceea ce este cu extraordinar. extraordinar. Cu somnul foarte bine, la fel, după ce am renunțat, după ce am ajuns aici, nu mai mănânc după ora 18, dorm ca un copil. Deci mă așez în pat, citesc, atunci când vine omul, îmi bag o cască în ureche, mă așez, dau drumul la un podcast, la ceva, la așa, și sunt lemn în... Câteodată nici nu știu ce podcast am pornit. Înțelegi? Deci până la bună ziua, nu știu ce, la la la, eu sunt somn. Și mă trezesc, acum am ajuns mă trezesc la modul uh, îmi sună ceasul la șapte uh, și mă, sunt la șase, sunt. Înțeleg Gata, s-a trezit corpul, s-a... Și acum am ajuns să-mi fac uh, uh, antrenament de dimineață mi-am luat, mi-am pus în curte o instalație de asta de Calisthenics și m-am apucat de uh, Calisthenics. Calisthenics nu știu ce. TRX-urile astea? Nu. Da, și cu inele, și cu, cu da, bară, da, cu tot felul da, de lună. cu propria greutate. Uh -huh. Tot cu Ei, și să faci asta uh, fastid, adică fără să. Este extraordinar. 30 de, de minute, te vede și soarele, și în alea 30 de minute îți ia atâta energie, încât atunci când plec, așa alerga la muncă. Înțelegi? Pur și simplu. Și chiar dacă zile în care n-ai chef, în care nu... Du-te acolo, fă, udiel, îmi spunea, bă, 80% din succes în viață este duși dracu la muncă în fiecare zi. <laughs> Înțeleg? Deci este chestia, bă, apare acolo. E mort, copt, răcit, nerăcit, du-te acolo, pune ceva pe tine, trage de alea, nu știu Și acum sunt absolut, uh, uh, sunt, uh, am orgasm când văd că într-o lună și ceva de când am început treburile astea, pot să fac chestii... Adică de o lună și ceva a început... asta uh, cu calistenic. Da, cu sala. E, adică sala sta să, în curte. Nu, sala asta în curte, dar pot să fac chestii la care nu visam înainte. Înțelegi? Deci adică faci mai multe flotări, cu exerci, tot, tot flotări în cap, sprijinind palierele alea cu tot felul de nebunii. Deci și ziceam, băi, eu nu o să pot să fac așa ceva niciodată. Și poți. Dacă te duci și faci în fiecare zi și ai metodă și studiezi, mă duc, m-am abonat la niște dăștia, le dau bani unor băieți care te antrenează pentru gimnastică, pentru că e altă șmecherie. E altă șmecherie. Deci prima dată când m-am agățat de inelele alea, mi-am pus inele, am o asta la 3 metri, mi-am pus inele Prima dată când am vrut să stau așa în inelele, alea, am zis că mă rup cu totul. M m m în, în 5 secunde, 7 secunde, și stai put aveam condiție fizică. Adică da. nu era. Mă durea pe aici, mi-a dat un junghi în spate, zic, Doamne, Dumnezeu, nu o să pot să fac asta niciodată. Și acum n-am nicio problemă să ridic picioarele, să fac abdomene, să, să Marian fac tip, să fac a revenit. Dips, înțelegi, în, în Și nu credeam că așa ceva e posibil. Dar se poate face orice dacă. Adică e capabil corpul, dacă ești sănătos și dacă n-ai alte probleme, corpul e capabil să, să se adapteze la orice fel de. Uite, tratament. O întrebare. Îți pare rău că n-ai făcut și că n-ai schimbat stilul de viață mai demult? Uh, bă, a fost și distracție mișto. <laughs> adică. Dar <Dacă laughs> se no. pare că parcă a trecut prea repede n și parcă poți să o, o povestești în 5 minute și parcă uh. nu se, se diluează. Așa știi? Da. Uh, știi cum e? Trebuie cumva un pic făcute toate la, la uh, vremea lor. Uh, pe de altă parte, cred că dacă aș fi avut o educație cum o fac eu acum cu mine la început, altfel ar fi stat lucrurile. Aș fi fost altfel și eu, de pildă, dacă m-ai fi dus într-o școală din Danemarca, unde de la grădiniță există ore de empatie, n-aș mai fi fost uh, in my twenties da, uh, atât de să trag pentru mine, eu, că știi că suntem crescuți toți în asta, ni s-a spus de mici, eu, tu, 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 ești cel mai important, urcă-te pe toți, omoară, îi dă la o parte, bate-i, rupe -i, peste tot, fii tu, că tu contezi, tu, un rahat. Nu, 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 nu însemnăm nimic fără ceilalți. Nimic, absolut nimic. Dar la noi să fac 13 ani de religie la școală, nu ore de empatie, știi? La fel cu nutriția. Dacă am, aș fi fost învățat de mic, băi, există niște reguli mari. Uite, asta fac acum. Pun la dispoziția copiilor care fac sport și părinților care au copii la sport două cursuri complet gratuite, cu tot ce am învățat eu citind. 150 de cărți despre nutriție, până acum, cam așa e, cam mm. acolo sunt, și făcând mai multe cursuri. Eu am vreo 4-5 cursuri făcute deja. Dar unde pui cursurile astea la dispoziție? Pe Starea Oficial, mm. la liber, pentru toată pe lumea, site, da? inclusiv pentru antrenori, inclusiv pentru profesori de sport, care nu au avut resursele astea. Adică, să ne înțelegem, pe mine m-au costat toate astea până acum peste 10-15.000 de euro. Nu, nu sunt uh, uh, resurse pe care oamenii le pot aloca. Bă, de mâine mă educ pe nutriție. Cursul cu deci la Barça, ro. Practic, oamenii pot să nu, intre... Pe, pe, pe starea nației oficial, pe YouTube. Ah, pe YouTube. Ok. Pe YouTube, pe canalul de YouTube. Vor intra și vor vedea. Acum lucrez pun la punct asta. Dau la niște nutriționiști, inclusiv de afară, Trimit, adică le scriu unor băieți foarte șmecher, gen, Andy Gelpin, tot felul de ăștia care se ocupă de, de nutriție, așa cum trebuie, și de nutriția sportivă, și voi avea și părerea lor despre treaba asta, inclusiv în țară sunt câțiva medici super ok și să am acolo, că eu nu sunt nici medic, nici eu studiez lucrurile astea, le, le devorez și le, vreau să le pun într-o formă foarte simplă. Accesibilă tuturor. Da, astfel încât copiii să învețe de mici ce înseamnă. Adică și nici antrenorii nu-și dau seama, nici antrenorii de la copii mari sau grupe mari sau seniori. Habar n-au să le dea să, mă, să mănânce jucătorilor, pentru că nu au, un medic, medic care știe, nu știe nimic despre de nutriție la în la foarte multe dintre cazuri, și ei habar n-au, de pildă, că după un meci trebuie să-i hrănească altfel pe sportivi, ca să se recupereze pentru antrenamentul de a doua zi sau altfel îi hrănești într-un ciclu de ăsta cu două meciuri pe săptămână. Sunt o grămadă. Deci, practic, oamenii oricum pot să-și informația da. asta și să se bucure că, uite, este gratuită și de asta zic, în pot ăsta afli tot felul de lucruri. Mm. Poate sunt niște oameni care chiar vreau să cunoască ceva de nutriție și, uite, parcă au aflat un link ei sunt la un clic distanță și pot uh -huh, imediat uh -huh. să, să asculte lucruri interesante. Știi ce vreau uh, să zic. Asta doar asta vreau să mai zic că ne e zim. foarte, foarte greu. La mine a fost un proces care a durat vreo 2 ani să Începeai, te să ajungi. Îcepeai... Nu, nu, nu. Să ajungi la lucrurile care sunt cu adevărat ok și importante. Pentru că în industria asta e croită de așa, inclusiv industria de wellness, inclusiv industria, e croită în așa fel încât în față să-ți să promovați cu surile și trâne tot felul de cretini care nu, nu spun lucruri ok. Care folosesc niște studii, știi cum e, găsești orice studiu. Există chiar Cercetătorii un site. britanici? Da, da, da. Există, îți găsești un studiu pentru orice. Există un site chiar specializat. Și ce acolo și ței, E, Ideea e să vezi unde sunt studiile independente, care sunt meta-studiile ok, unde sunt specialiștii recunoscuți care vorbesc despre uh, uh, treburile astea, știi? Nu tot felul de nebuni care să apucă ei să, să vorbească, știi? E, e foarte important. Spunem în afară de emisiune, de show-ul ăsta, în ce investești? Și oamenii sunt curioși. Bă, uite, pătrarul și-a schimbat viața foarte frumos, am înțeles, investește foarte mult în el, dar ai niște business-uri care ți aduc venituri pasive, te gândești întotdeauna că la un moment dat, bă, poate nu o să mai funcționeze asta, nu? Trebuie din ce o să trăiești. Ai cafeneaua la, la ploiești, spune. -mi. Da, deci noi facem câte uh, uh, cât o curbă în fiecare an. Vă recomand aici cartea lui Charles Handy, se numește chiar așa a doua curbă. Și toată cartea e o schemă, practic. Dar, mă rog, cite și cartea că e interesantă. Deci are poze. Ideea e, are o poză pe copertă. Ideea e așa, atunci când ești cu business-ul de bază, cu ce faci tu, într-un punct de creștere, ok, dar îi vezi cumva și capătul, dacă mergi tot în, în, ritmul, în asta. ritmul ăsta, încearcă să faci o curbă. Adică să folosești resursele care acum sunt ok în businessul tău și businessul tău produce, nu e pe cădere, să faci o nouă curbă. Și noi facem asta în fiecare an aproape. Unele curbe sunt incredibil de proaste și le abandonăm după un pic de timp. Zim o afacere proastă. Alte curbe sunt foarte, foarte bune. Avem tot felul de proiecte plecate. De exemplu, newsletter-ul nostru pe care îl avem se numește Starea Săptămânii și îl dăm o dată pe săptămână gratuit și avem. Peste 12.000 de oameni care primesc newsletterul ăsta că s-au înscris ei, nu i-am băgat nimeni acolo, nu, așa. Am, uh, și avem o politică. Dacă nu deschizi o lună, te șterge automat. Te automat, că eu nu vreau să vorbesc cu oamenii care nu vor să afle lucruri de la mine. Nu, nu mi se pare în regulă. Uh, și oamenii se abonează e complet gratuit. E, am vrut să-l facem zilnic, ceea ce însemna că uh, erau doi 3 oameni pe care i-am angajat și l-am făcut cu bani. Ca să scoatem cheltuielile, nu ca să facem yep. profit. Dar era o, un gen de curbă, și am făcut treaba asta o lună, și am închis. Adică a, am avut nu -a știu, a fost 500 de oameni care dădeau bani, dar costurile erau mult prea mari ca să, ca să suportăm. Și am zis, ok, investim noi, adică timpul nostru și resursele noastre să-l facem ăsta săptămânal, care e super, ok, recomandăm carte, adică eu mă oblic prin acest newsletter, el mă ajută pe mine să citesc o carte pe săptămână. Că altfel n-am despre ce să scriu acolo, trebuie să scriu despre cartea pe care am citit-o în săptămâna respectivă. E foarte mișto că-ți faci acest program și ești obligat. Cum te e responsabilizează cu... și pe tine. Da, cum e cu chitară asta? Bă, nu când, dar exersez, adică nu am, nu sunt la un nivel, nu pretind că fac că drept, dar faptul că trebuie să exersez în fiecare zi, că mă prezint în fața propriilor abonați și trebuie să drângă în ceva acolo, să-mi un acord o chestie, bă, fac mă oblig, te ține viu asta chestia și mă ține, mă ține mă ține viu, mă ține în priză și... Uh, zice cur curbele, curbele asta da, că au funcționat. Da, și atunci am zis Ai... bă, uite, facem asta cu cafeaua, facem cafeaua nației Și merge? Da, senzațional. Cafeneaua Nației a plătit uh, anul ăsta, la început, când a fost mai greu cu încasările de la televiziune, din uh, publicitate, a plătit salariile la starea nației. Deci salariile noastre s-au plătit de acolo și de la starea sănătății. Okay, deci altă curbă. Deci cafeaua e business-ul cafeaua. Da, cafeaua, neaua. dar acum cafeaua e și restaurant vegetarian. E și uh, uh, importator de la cele mai mișto ceaiuri organice din okay. lume, din, din Germania, aducem peste 40 de sortimente. Uh, înseamnă și uh, adică locul, aceea cafenea cu bibliotecă gratuită, cu cărțile pe care eu le recomand și pe care oamenii le pot le pot împrumuta gratuit acolo. Uh, asta e la Ploiești. Asta e la Ploiești, da. Uh, ce mai zi? Uh, ai zis starea să... Să... sănătății, da? un proiect pe care noi îl facem la fel că dacă tot am zis, uh. ba, acumulăm atâta cunoaștere în această zonă dăm mai să facem departe, nu? Un proiect și să dăm mai departe treaba asta. Acu e un nou proiect care s-a născut și care a început săptămâna asta, se numește starea performanței, unde mergem să deconstruim performanța. Adică voi avea invitați la discuții și uh, filmulețe și cursuri. În care încerc să deconstruiesc performanța, tot ce înseamnă performanță. Adică, de la uh, somn, odihnă, recuperare sportivă, nutriție, antrenament, exercițiu metodic potrivit, că asta e cel Iar mai Iar asta important. e tot un business pentru că oamenii se abonează? I Iar asta a, a, poate să ajungă un business sau poate să nu fie. Deci, deocamdată îl, îl facem cu resursele noastre. În Bitcoin, ai investit? Nu. În criptomonede? Nu nu deschide acest subiect cu mine, te rog, pentru că eu consider că e o tâmpenie și nu. Așa, <laughs> nu vreau să-l deschid? Așa, nu. <laughs> nu am, am investit. <laughs> și Judai și ar putea să spună că e la fel. <laughs> am, am luat, uh, Mi-am luat țepele mele în uh, zona imobiliară, unde însă am uh, avut. Uh, unde am niște investiții care sunt foarte ok. Da. Adică, de exemplu, acum avem un uh, teren de vreo 3 hectare la Predeluț, lângă Castelul Bran. Unde vom face un retreat ăsta super cu peste 20 de uh, căsuțe și deja suntem într-o uh, zonă avansată. Uh, și am investit în proiecte imobiliare unde am fost fie investitor. De la început, uh, adică? de la început cu un preț uh, excelent. Uh, un exemplu este uh, uh, compania Certion, uh -huh. unde sunt uh, unul dintre investitorii contactați mereu când se. Lansează ceva nou. Au niște proiecte lansate acum chiar la mare la Olimp. Da. Și da. Vog au acolo. Da. Uite, Eu am acolo că... când vrei să mergi. La Vog? Da, când vrei să mergi, Bravo. vii la mine, la etajul nou. Da. I Ideea da. e da. că. Da. Am, am făcut asta după ce -am, când a venit pandemia, exact în martie atunci, am lichidat ce aveam la bursă. Ai jucat, ai jucat la bursă? Nu, nu joc la bursă. Am, am, făcut un portofoliu la bursă, cu banii care rămâneau de la emisiune și investind în fiecare lună, unde am copiat pur și simplu portofoliul prietenului meu, Paul, de la Central de Adică el face treaba asta de 10 ani, se pricepe și am zis, bă, pe mine nu mă interesează ce, cum. El are, îi, lui merge acolo, bă, îmi dai și mie exact cum ai tu. Schema. Schema. Și mi-a dat exact companiile alea unde, atenție, nu e cu jucat, cu împușcat, cu nu știu ce, nu, tată, randamente între 9 și 13%. Înțelegi? La Randamente extraordinare. Dacă ți-ai ține banii la bancă, te duci să dai bani. Deci e, e super ok. Și am scos banii de acolo și îi, îi aveam și m-a sunat un prieten cu film la un turneu la uh, Sibiu și m-a sunat și a zis, bă, fii atent, fac ăștia de la nu ăștia, cum le zice, că le-am făcut și reclamă oamenilor, uh, uh, un proiect acum, unul știu dar trebuie să dai până diseară bani. <laughs> și eu am zis, cum până diseară? Da. Și am avut încredere în ea, zis, fii atent. Deci dacă te pierd banii ăștia, știu unde stai. Înțelegi? Deci ca să ne înțelegem. Adică nu, deci... Și uh, chiar amenințat, omul a zis, ok, bine, și am, am, am fost super ok. Adică acolo, acum, randamentul pentru mine, ca investitor. Adică tu ai de... cumpărat la metru pătrat la o sumă, iar acum da, e de. Da, E de patru ori mai mult. De patru ori mai mult, da. investiția ta. Pentru că ai crezut într-un proiect da. care. Era pe de altă parte, mi-a luat o mare țeapă la Brașov. De ce? Tot cu două apartamente. Deci la Brașov am luat o țeapă cu două apartamente pe care nici acum nu le-am... și dezvoltatorul ăla. Nu le-am luat. <laughs> uh, nu, le las uh, okay. <laughs> Doabă, sunt uh, niște băieți la... Uh, nu contează, zi. Da. Uh, la Brașov, acolo, lângă mall ăla de la Coresi. Și? Și uh, treia să luăm apartamentele în 2019 și suntem în 2022 toamna și nu sunt. Ei n-au putut să intabuleze că a mai apărut un etaj, au făcut... Nu știu ce s-a întâmplat, o românească. Ideea e că da, s-a făcut o românească acolo. <laughs> Și ideea e că norocul nostru mare e că avem în contract o prevedere de aia că până la intabulare, dacă nu s-a dat de la data când așa, avem nu știu, câștigăm 100 de lei pe zi, ceva. Adică yeah. e ok. E... Adică acum ești pe plus și acolo. Eu le, le, las acolo. Nu știu dacă sunt, dacă nu știu ce o să întâmple, dar am luat o mare țeapă. Deci aveți grijă că puteți să luați țepe de astea. Adică nu, eu nu... Deci ai investit la mare, la munte? -s -s ai investit bani, și în străinătate? Ăștia bani pe care, de, de care trebuie să poți să te lipsești. Adică nu, eu nu-i sfătuiesc pe oameni să... Eu am investit banii ăștia din ce uh, am avut profit da, cu dividende, cu tot, am zis, bă, uite ce facem, facem asta, facem asta, am băgat în studioul nostru, am... adică investițiile cele da. mai mari au fost în noi, apoi investițiile cele mai mari au fost în educația mea. Adică, nu, nu mă uit care mi Se pare vine, că e cea mai bună investiție, vine... indiferent de da, pandemie, da, inflație, da, de absolut orice. Cum mă mai întreabă tot felul de eu, domne, am 10.000 de euro, ce să fac cu ei, unde să mă bag să investesc? În <laughs> criptomonede, în tine, mâncați aș gura ta. Bagă 10.000 de euro în tine și o să fii ardei iute. Deci, gândește-te cum poți, câte abilități îți poți dezvolta cu 10.000 de euro, Corect. astfel încât în 2 ani să ai o putere de negociere care să-ți permită să îți uh, uh, aloci timpul cum vrei tu. Da? E de fapt e despre important, timp e vorba la adică, urmă. da, să uite, să termina asta cu uh, televiziunea, da? băi, eu am treaba asta, m-am dus pe treaba asta cu nutriția, cu stilul de viață sănătos, cu sportul, cu deci uh, adică pot să fac mereu o să gră, o grămadă de lucruri și mereu există avem cârciuma, avem, știi, restaurantul, avem. Deci Da, și să... în străinătate? Nu. Doar aici în... Nu, da, da, da. Am un portofoliu deschis la ăștia, la uh, uh, S&P 500, uh, la americani, Da, acu' e jale. Acu' e de luat ceva, de făcut ceva. Cine adică vrea nu, să Spune-ne ce asta, povestește-ne un pic. ce portofoliu ăsta? Ăstea sunt uh, cele trei uh, na, mutual fund funds din uh, state cum și la care să... Uh, raportează toată lumea cu Nasdaq cu, da. și SP500. ăsta. S&P, 500. Asta, SMP, e un fond care, practic, ea îți distribuie investiția ta la primele 500 de companii din Statele Unite. Și ideea e că ăsta a mers așa, doar în crescător. sus, dacă te uiți, crescător, pentru că avem... Adică nu are cum să meargă în jos atâta timp cât economia, cât asta face capitalismul. Da. Se bazează pe creștere permanentă. Da? Pe consum și pe creștere permanentă. Și atunci, dacă depinde cum te uiți la fereastra asta. Că dacă te uiți la o fereastră de un an, o să vezi niște chestii așa. Niște, dar dacă deschizi fereastra și te uiți pe 10 ani, n-ai cum să nu vezi decât așa. Da, n-ai cum să vezi altfel decât așa. Aici depinde cum vrei să gândești, și, pe termen scurs sau pe termen a, lung. Asta, asta e. e, asta e. Eu nu sfătuiesc pe nimeni să joace la bursă, că aud chestia asta. Joci la bursă? Bă, nu joci. La bursă nu se joacă. Și acolo e matematică. Dar la, la bursă pui niște bani în niște randamente despre care crezi, după niște analize foarte clare sau luându-te după un prieten care știe, că vei avea un randament ok. Adică că nu pierzi bani, în primul rând, și că și câștigi ceva. Asta cu jocul, ce fac ăștia acum, cu toate astea, cu toro, cu to astea sunt niște tâmpenii incredibile, știi? Adică sunt niște locuri făcute, cum sunt rețelele sociale, să-ți țină atenție acolo că noi suntem produsele, noi nu ne dăm seama. Și la rețelele sociale zice, nu costă nimic să... Costă, bă, costă că te uiți în aia. Înțelegi? Adică pe bă, Insta, de fapt, cea pe mai Facebook, mare, pe aia, Cea mai mare luptă a rețelelor sociale este să te țină cât mai mult pe platforma lor. Asta e mecherea. Tu ești produsul. Da? Costă foarte mult, ca atenția ta pusă acolo, uite, eu nu mai intru, mai, nu mai pun pe Facebook decât când cine știe ce se întâmplă, ce se așează, nu mai intru, nu mai stau, nu mă mai, nu mă mai interesează ce comentează oamenii acolo, ce de ce? Pentru că am să aloc atenția în atât de multe lucruri care mi-aduc mie atât de mult un plus, încât n-are rost să pierzi da? timpul acolo, încât, băi, mi-am dat seama cât timp pierdeam acolo, extraordinar de mult timp și mai mult decât atât Ești foarte rău! te înrăiești. da. când pe rețele, te, da. te, înrăiești, te super, te enervezi, te nu știu. Gândește altceva până să apară rețelele astea. Bă, bă, tine te interesa când mergi pe stradă să-l oprești pe unul să zici, auzi, mă, ce crezi mă, despre mine? Știi, ăla să nu, nu, nu ești ăla de la televizor. Știi? Da, nu, be. nu, tu ești unul, el e unul. Nu, nu, ce... Mă ia zi -mă, ce crezi despre mine? Și ăla să zică, du te dracu de prost. <laughs> adică, nu, că nu te interesa părerea lui ăla despre tine, părerea nimănui. Știi? Cum spune Umberto Eco, au pus rețele, internetul a pus o portavoce în, în, în mâna prostului satului, știi, pe care nu l-a ascultat, decât lumea acolo în sat, la Cârciumă, unde vorbea el. Ea cu toți oamenii ăștia care intră să comenteze și care au doi prieteni și patru urmăritori, înțelegi de că e așa, au, și stau sub plapum acolo și comentează, înțelegi? Folosesc contul meu, de pildă, sau contul tău, sau conturile altora, ca platformă pentru ei, să-i audă că normal când scrii la măruță, măruță ești un bou, te văd 300 de mii de oameni, înțelegi? La mine la fel, bă, te văd 500 de mii de oameni când scrie acolo ceva. Și atunci omul ăla, eu am toată înțelegerea, pentru că se simte și el într-un fel, știi? E și el adică se agață de chestia asta. Important, e și el o okay, Câte și... înțeleg și... pe unii oameni, mai era cineva mă certat la un moment dat și făcea, bă, dar toată ziua ești aici pe Facebook <gânt> și nu știam, zis, bă, dar știi, tu te-ai abonat la pagina mea, poți să te dezabonezi și nu, poți vedea de niciodată, știi? Și... Ei, ei stau acolo și comentează, da. dar toată ziua... E asta e, că înțelegem prost asta, Deci totale. oamenii ăștia au impresia că pot veni la tine în sufragerie Ia. și pot să face un mare rahat în mijlocul da. sufrageriei și tu, și fii tu dacă vii și zici ce faci, mă, te-ai căcat la mine în sufragerie și ăla să zică da, mă, ce e, libertate de exprimare? <laughs> Bă, nu e la mine în sufragerie, înțeleg? Că pe contul meu e la mine în sufragerie. Da, mă rog, nu mai... Dar ideea e că despre asta e lumea azi. Asta mai vreau să zic despre asta e lumea azi, despre unde alocăm atenție. Iar oamenii care asta știu unde să mecheria. investească și în principal în ei sunt cei mai câștigați. Da da, da. da, da, Mi se pare foarte tare când văd oameni care au 50 de ani să apucă să de facultate. Oameni care încep... Super! Da, pe, oameni care încep să-și dezvolte pasiunile. Oameni care încep să schimbe stilul de viață. Uite cum ai făcut și tu. Să zici, bă, gata. Sunt alt om. Și Vreau să de mine. S-a schimbat modul în care trăiți ne raportăm. Dacă până... Pentru că de-aia Proiectul ăsta al lui Iohannis, maculatura asta, România educată, tot zic eu, pregătește oameni pentru trecut. Că asta face toată educația tradițională. Noi trebuie să ne rupem de treaba asta. S-a schimbat tot. După anul 2000 s-a schimbat tot. Și noi încercăm în continuare, suntem definiția nebuniei în țara asta și în foarte multe locuri. Încercăm, așteptăm alte rezultate, făcând aceleași lucruri. Bă, nu se poate. Trebuie să schimbăm ce facem ca să avem alte rezultate. Iar în privința educației, E clar că trebuie să schimbăm tot. Noi trebuie să pregătim altfel de oameni. Nu mai e omul ăla standardizat care ți iese de acolo, îl pui într-un loc în fabrică de unde iese la pensie. Nu mai există așa ceva. 90%, 80% din oameni în Danemarca, de pildă în acest moment, lucrează doar pe proiecte de un an, doi. Atât! Deci au, pe parcursul vieții de angajați, nu știu, 30 de locuri de muncă. Pentru că ei știu ce pot să facă. Și pentru că nu se epuizează, nu se consumă energia, nu se arde. Nu, nu neapărat asta, dar bă, pentru ce ai tu nevoie de mine? Să faci cum ai tu pe băieții ăștia aici? Sau, că, bă, ce facem? Ne adunăm, facem chestia asta împreună. Ok, hai să vedem, când ne este ceva, bă, cât, cât facem chestia asta? Bă, doi ani, trei ani, ok, doi, trei ani fac asta și mă duc să, să fac altceva, apoi. Știi? Păi, da, dar și... tu îți că noi suntem definiția la contrar ce se întâmplă în Danemarca. Fac de 15 ani emisiunea la ProTV zi de zi, tu faci de 10 ani starea nației. Da, da, da. Și, dar facem... Știi? Și noi acum spunem că... Da, da, facem tot timpul altfel de lucruri. Că, u, 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 uite... Așa u, se minți și mie, alții care nu, nu, nu zic. Nu, nu. Și -o întâlnesc <fie> alți oameni la serviciu unde mă duc și toate astea. Mm -hmm. Nu, dar noi de pildă, uite, cum lucrăm, că toată lumea zice, v-ați mutat la televiziune, ați făcut, ați dresc, în că cineva, cine n-are ce să ne zică, că ne luăm de toată lumea, că nu știu ce are asta. La mă pe de treacă, s-au plimbat la o televiziune, la altă Dar noi nu, noi am lucrat doar la starea nației. Că da, asta e firma, noi am lucrat aici și starea nației a făcut niște pantofi pe care i-a dat și colo, și colo, și colo, cine a vrut să-i cumpere. Dar acum, din școală, oamenii, iată, nu mai le zici unora, bă, uite, citești, faci ăla, bă, am citit, mă, cât am fost la școală. Am, am un prieten genial, are, are gata, vreo mă, gata cât 50 de citit. ani, bă, 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 am citit, am fost olimpic, am citit la școală, dar m-am citit, dar mi-a venit rău, înțeleg? Bă, s-a schimbat lumea cu totul. Deci orice ai citit la școală, nu mai e valabil în de, ziua niște de azi. principii de-astea mari și filozofice, și nu, știu, bă, nu mai e nimic valabil, mâncați aș gurata. Apucă-te din nou, că despre asta e vorba. Și am, asta, mă, asta mă mulțumește cel mai tare, că vorbesc foarte mult despre cărți și despre ce citesc și idei, despre ideile din cărți și mă sună oameni care zic, deci am, am, un, am un tip care are 8 clase și care anul trecut a citit 35 de cărți. Și omul e avion. Deci, acum, deci sunt foarte multe cazuri de astea de oameni care au zis, bă, am început, bă, nu știu ce, și mă sună și zic, bă, mi-ai schimbat cu totul viața pentru că am început să citesc, nu mai pot să mă las. Nu, deci nu mai, nu mai pot să mă las. Că, într-adevăr, da. odată ce te apuci să citești cu metodă, ok, să o iei de undeva, să ajungi în altă parte, cum mai sunt unii. Bă, zim cea mai... Dăm -mi și mie cea mai importantă carte despre economie pe care ar trebui să o citesc. Și eu mă și zic, bă, nu pot să fac așa ceva. De ce? Ce ai citit până acum despre economie? Că poate eu îți vorbesc despre Piketty și tu ești la capra cu treiezi. N-ai înțeles nici măcar. Și atunci zic, bă, citește cel mai bogat om din Babilon. Înțelegi? Care e o cărticică de povești despre economisire. Da? Dar nu, -ți, nu mă duc să-ți dau Krugman sau Piketty sau uh, alții, știi? Uh, și trebuie să știi unde ești pe drumul ăsta. Unde ești tu pe drum? Ca și. na, o ei, ala andala, o ei de la jumate, o iei. Asta e visul meu de librărie. Librărie pe colecții de cât 100, da. de la 0 la 100. Și acum te întreb în felul următor: că te contrazici foarte tare, da. în, în... nu că te contrazici, în vremurile în care trăim. Tu vrei să faci o librărie când totul da. e aici, când toată librăria e digitală. Iar tu vrei ca oamenii să vină, să stea într-o bancă, să scoată da. cartea, să citească, să simtă mirosul ăla, când totul e aici. Oamenii acum a deschid cartea de pe telefon, generația full video acum. No. Toate mesajele sunt video, toate lucrurile astea se întâmplă așa. Iar visul tău e să faci o librărie. Nu e o nebunie? Nu. Știi de ce? Pentru că acolo vii în librăria asta și ai ordonate cărțile, uite, am dat exemplu de economie, de la, de la 1 da? la 100. Da. Și tu vezi nivelul la care ești, adică ele spuse într-o ordine. Dar ce să vin acolo, nu văd pe online? Ce să vezi pe online? Librăria asta. Păi nu ți-o pe online. Păi și ce, numai la tine poți să o găsesc? Da, pe păi ea, gordonează tu 100 de cărți de economie, că trebuie să vorbești cu vreo 50 de specialiști. Păi să... vin, ne văd prima dată și apoi le pun Așa, pe online. Și le pui tu pe online. Da. Am înțeles. <laughs> Și <laughs> eu vin după tine Nu, deci, da de, Ca idee ai înțeles uh, Înțeleg ce zici Da, șmecheria uh, asta e Și asta cu cit Și eu citesc foarte mult Pe uh, dispozitive Iau, na, cărți limba engleză Că dacă stai până se traduc la noi Durează, uite, durează de, am, am bucurat foarte tare Acum că o carte pe care Am recomandat-o uh, anul trecut Asta ce ne datorăm unii da. altora De uh, Minus Șafic S-a tradus și la noi Au tradus-o cei de la Litera O carte extraordinară pe care o recomand tuturor celor care vor să înțeleagă de ce avem nevoie de un nou contract păi, uite, hai social. să le spunem oamenilor cum se pot abona la newsletter unde primesc informații despre da. cărțile astea și cum pot să, unde se abonează la newsletter. Postarea nației.ro la secțiunea newsletter, adică bagă pe mail site de data asta. Da, pe site... Nu le trimitem nimic, nesolicitat, reclame, rahaturi, nimic. Perfect. Deci, oameni buni, ați mai aflat de unde puteți să vă mai luați informații. Și am așa un set. Mi se pare că putem să stăm foarte mult de vorbă, și îmi place foarte mult discuția asta, și mă bucur că ai venit la podcast. Nu uh... cred că să uită cineva la cât am vorbit. Suntem așa. de două ore aici, să știi. Așa. Am avut podcasturi și mai lungi. Am așa. avut și cinci ore. Cât am stat, ciucă? Am stat și să știi că au intrat și în trend, că a fost bine, așa. dar mă gândeam că, uh, totuși, te-am chemat. E ora 11, 23 și 10 minute, da? Și ar fi păcat să te duci acasă la societatea ta fără un cadou. Da. Și avem. Uh, pe cei de la Morf sunt uh, niște... Deci asta dar... e o reclamă, toată emisiunea. Așa. <laughs> Important de că e că e făcut frumos. Așa, Asta zic. Să știi că, că cei de la Morf sunt uh, pri prieteni noștri, parteneri noștri, au niște parfumuri senzaționale, sunt unii sex și ideea e că vreau să-l faci ca două soției tale. Da. Senzațional. Deci când împliniți 24 de ani? Până 9 octombrie. Deci nu mai e mult. Uite, de la prietenii noștri. Băi, chiar e foarte da, mișto. Să-mi spui dacă îi place Monica, da, E cadou pentru ea. Mm -hmm. Și vreau, am uh, și câteva întrebări așa mai pe repede înainte. Ia, bă, bă. Uh, ca să, să vedem. Ți-aduce aminte primul salariu? Cât ai câștigat? Uh, da. Uh, primul meu salariu... Salariu, când am făcut da. contract de muncă, nu? Că am mult la negru. Primul, nu, pe cartea de muncă. Pe cartea de muncă, primul salariu de încadrare 650.000 de lei. Adică 6. 60... 5 de lei acum. de mii de lei la ziarul Prahova în 1996. E scris în cartea mea de muncă. Redactor 3. Redactor 3? Da, așa, așa era încadrarea. Uh, de ce mai muța pătrarul? Uh, mie îmi plac foarte mult maimuțele. Sunt, dar sunt un fan ăsta. De deci am fost la Zurich, la, Zürich, la uh, grădina zoologică, unde uh, a lucrat foarte mult cu uh, cimpanzei de acolo și cu Bonobo uh, Franz de Val, care este un tip extraordinar uh, și vă recomand să-i citiți cărțile, sunt traduse și la noi. Suntem suficient de inteligenți în, să uh, înțelegem animalele. Uh, uh, bonobo și Ateu, o carte extraordinară. Și... Uh, am, am, am stat trei ore jumate, așa, acolo, într-un singur loc să mă uit. La mai multe. Da. Deci mă fascinează. Deci sunt și uh, asta. Vreau eu să fiu ar veni. <laughs> asta mă cred eu. Mai ales acum că m-au. Vrei că să te faci mare dragă și ce vrei să te faci când vrei să te da, faci? Mai multe. <laughs> Înțeleg că mi-a ieșit nevoastră, păi nu sunteți mă, mai mulți da. că toată ziua sunteți la televizor, uh, uh, viața ta, mi-a ieșit nevastă mai acum ți-ai luat astea să te de ele, cu inele, cu nu știu ce, <laughs> da, da. Bun. Deci uh, um, la un moment dat chestia asta, că ai avut o familie cu probleme. Tu ai spus povestea asta. Da. Și vreau să te întreb care mai e relația cu părinții tăi. Uh, uh, am avut o, o familie cu probleme, în sensul că a fost o familie dominată de... Uh, violență în familie, pe fondul consumului de alcool din partea tatălui meu, care altfel, dacă dai alcoolul la o parte, e un paradox de ăsta fabulos, a fost un tip extraordinar. Nu mai trăiește? Nu. A murit, cred că sunt 10 ani, peste. Și am avut această problemă de mici, Uh, uh, el era un tip foarte uh, plăcut, un tip extraordinar, care, m cum să zic, m-a crescut. Eu am pus mâna pe scrisorile trimise de tata, care n-a fost întotdeauna alcoolic. Și noi foarte târziu am aflat și am considerat asta o boală. Am zis că el al dracu. Și, nenorocit. Pentru că și acum, foarte mulți oameni zic da, pentru că nu au alcool, problema asta și înțeleg și înțeleg alcoolul, da. e chiar o boală. Da. Și se tratează. Și, și rămâi așa toată viața, și ce poți este să controlezi. Oamenii nu înțeleg chestia asta, și trebuie foarte multă voință, îți trebuie un grup de suport fantastic, lucruri pe care taică nu, nu le-ai avut. Bun. Și am avut, pe de-o parte, un tată senzațional, cu niște lecții de viață fabuloase. Uh, uh, a făcut gimnastică de performanță, uh, ceva box. Uh, era un tip care se bătea destul de mult, adică sunt foarte mulți oameni care m-au supărat când eram copil și pe care tata i-a bătut. Uh, da, a fost un tip care m-a învățat să nu accept uh, rahaturile nimănui. Uh, și uh, foarte multe dintre lucrurile pe care le fac azi sunt învățate într-un fel sau altul de la el. Inclusiv uh, cele rele pe care nu le fac, nu le fac pentru că am avut lângă mine pe cineva care uh, le făcea. Pe cineva care le făcea și am zis așa nu. Adică... Dacă spui de violența asta în familie, nu, era violent cu mama ta? Da, sau? Cu noi niciodată. Asta, asta a fost uh, treaba care a ținut-o și pe mama uh, uh, lângă el până în ultimul moment. Pentru uh, că tu mai ai o soră. Da, faptul că cu noi n a fost nicio... nu cred că a dat tai că -mi mine vreodată. Înțelegi? Da, ai când era da, cu mama ta violentă. Da, da, da. da. Acolo, și acolo e clar că nu mai era el. Adică își pierdea cu totul uh, uh, rațiunea. Cu totul, cu totul. Deci Și uh, doar un, cred, un tâmpit zice că nu are traume de atunci. Ai niște traume fantastice. Și că, ai încercat la psiholog? Că le închizi să scap de în ele? tine? Că, nu, uh, cum să zic, eu, eu mă tratez destul de mult singur. Vorbesc cu mine mult, citesc foarte mult mă pun în tot felul de poziții, îmi pun tot felul de întrebări, eu rămân mult cu mine singur în fiecare zi și uh, vorbesc. Dar nu poți să uh, nu-ți... Adică chiar dacă ți-ai băgat acolo unele amintiri pe care nu le mai scos. sau... Dar eu vorbesc despre asta, inclusiv la întâlnirile cu abonații, inclusiv, adică și acolo e un fel de terapie, mm. că, că vorbesc cu oamenii. Dar uh, am tot felul de imagini care sunt uh, uh, foarte uh, intime, dar... Foarte nasoale. Am o imagine cu taicămiu, ținând-o pe maică mea în brațe, care era o mână de femeie. Noi stăm la etajul 10 și o ținea deasupra. Balconului? Nu era balconul. Geamului. geamului de la bucătărie în afară. în afară și se întorcea la mine, am imaginea asta foarte clară, și se întorcea la mine și zicea, Bombix, ca așa am zicea el mie, o arunc? Știi? Adică, și sunt multe. Multe de tot. În, în zona asta. Dar faptul că cu noi n-a avut niciodată nimic, știi, a fost o chestie de-asta. Faptul că cu noi și cu alți... Ai fost supărat pe el? Da, da, da. Da, la, când am făcut 17 ani, cred, el era atât de măcinat de alcool și atât de slăbit, încât nu mai putea să uh, mă bată pe mine. Și în momentul ăla i-am... adică s-a întors un pic uh, roata și faptul că devenisem deja un... că el, na, cheltuia toți banii, cum se întâmplă cu oamenii care au o boală, o dependență foarte, foarte gravă. Uh, și eu am avut noroc, marele noroc, adică nu că am fost eu într-un fel, și am avut marele noroc am avut acest grup senzațional, des, că dacă mă întrebaia cu 10 ani, ziceam mamă, ce am făcut eu, eu singur, că lucrez de la 15 ani, că m-am dus și am într-adevăr, am, am făcut lucruri, am muncit de mic foarte mult, am tras, am, uh, am avut toate aceste probleme, am fost, uh, n-am avut bani, băi, dar dacă mă gândesc acum, cu mintea de acum, de azi, la grupul ăsta fantastic de suport pe care l-am avut în, în jurul meu, alcătuit din maică mea, care a avut grijă și în această familie cu, cu asemenea probleme, să fim în fiecare zi la școală, să învățăm bine, să, să fim în regulă, ok, să fim niște oameni buni. Dumnezeu îi mai trăiește? Da, 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 da. Mama o să uite și o să mă certe că povestesc toate lucrurile astea, dar cred că și înțelege. Adică, eu spun asta pentru că știu că încă multe familii sunt în această situație. Încă foarte mulți copii se uită la taților, cum uh, le bat pe, pe malmele lor și suportă și ei să treaba asta, tratamentul ăsta. Și trebuie să le spunem că nu e ok. Trebuie să le spunem că trebuie să caute ajutor. Și eu am avut acest grup de suport fantastic în jurul meu, alcătuit din uh, unchi, veri, mătuși, uh, mamai, bunici, tatai, profesori, la școală, oameni care m-au îndrumat în, în, în tot ce am făcut, uite, în teatru, uh, uh, nu știu, eram, eram clasa a 10, eu mă țineam, numai de tâmpenii, numai de și... Uh, M-a luat doamna Olga Dumitrescu... Uh, uh, care îi doresc multă sănătate uh, uh, de la teatru de la ploiește acolo, făcea teatru cu noi făceam yeah. teatru în limba franceză și mi-a luat capul așa între mâini și a zis, bă uite un pic la mine oprește nițel. ai talent poți face orice mai taie din prostiile astea, cred că ești numai pe șotii, pe întâmpenii pe... fi serios și uh, astea sunt sfaturi pe care le-am ascultat Uite, puteau aia să mă exmatriculeze fără niciun fel de problemă. Nu, în clasa 10, că am făcut, eu nu știu ce, că, dacă mă exmatriculau, nu aveam absolut nicio șansă. Nu nu adică, atât de mult cântărește hazardul în ceea ce suntem, încât e o prostie să zici că ceva din ce ești azi nu e. Ți și... se datorează ție. Exact. Exclusiv nu e adevărat. Știi ce vreau să te întreb? Uh, sunt foarte mulți copii pe care îi vezi că nu poți să-și ierte părinții. Tu l-ai iertat pe tatăl tău pentru toate chestiile astea care le-ai proaspete în minte și acum. Uh, nu, nu poți să ierți niciodată, dar poți să înțelegi. Și atunci vine. Da, și atunci vine. care nu el... primeai sprijin pentru că ai probleme cu alcoolul și nimeni nu înțelegea că e o boală și că poate ar trebui să te ajute. Da, l-am acuzat, l-am acuzat tot timpul, apoi l-am acuzat inclusiv că atunci când un medic i-a zis și m-a tras și pe mine de -o parte că avea foarte multe, enfizem pulmonar, tot felul de, na, fuma, două pachete de țigări pe zi și. Și m luat deoparte și mi a zis, domnule dacă faci tot ce zic eu de acum încolo, îi mai dau nu știu, a zis 10-15 ani. Dacă nu face, nu-i mai dau mai mult de 5. A fost undeva între și am ieșit cu el de acolo și am zis, era născută deja fimea, era mică, fimea la adora, era, pentru că era, era copii extraordinar. Deci făcea orice, de, demola orice mobilă, să ne facă tobogane și jucării. Și, deci orice era, era genul de om căruia îi ziceai că ai o problemă și să ducea și o rezolva. Fără, fără adică, na, în, în, a rămas fără bani odată și s-a spart telefonul public de jos. Și a, a luat A rezolvat, deci nu s-a pus niciun <laughs> Da. Uh, uh, și a avut tot felul de probleme foarte mari uh, 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 de-a lungul vieții și cât eram noi copii. Dar uh, Și când a ieșit de la medic? Și când a, a, a ieșit de la medic, i-a zis bă, uite, așa, 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 și mi-a zis bă, nu mai vreau. El a avut întotdeauna uh, uh, și am înțeles târziu că a avut frustrarea asta fantastică a omului care are o mie de talente și care cumva nu s-a născut când trebuia. Și după ce s-a născut, că facem noi pe proști, că zicem că am ajuns nu știu ce, taică miu, când m-am născut eu în 77, mai că mea era la facultate la Petroșani, că făcea petrol și gaze și se făcea la, la Petroșani, și era la facultate, adică m-a născut pe mine și s-a dus la facultate, să termin facultatea și m-a lăsat cu taicămiu și cu uh, uh, mama lui meu, cu bunica mea, și meu scria scrisori, că am pus mâna acum pe scrisori care sunt extraordinare, le-am am, uh, am pus-o pe fimea să le, să le scrie, să le avem, uh, sunt niște chestii fantastice, și scria, uite, uh, uh, Dragoș stă, a zis, zice, uh, tata, zice, nu știu ce, și eu uh, de la, nu știu, un, un an, și omul mergea la seral la liceu că i-a zis mai mea că iese inginer din facultate și, și nu așa școlă, și da? nu știu ce. Și mergea la muncă, la schimbul 1. Și avea un copil. Păi eu, Dragoș Pătraru, dacă făceam un copil la... Mă rog, și eu l-am făcut tot de vreme, că am avut copii de vreme. Și la fel n aveam de nicio... Dar n aveam norocul ăsta să mă duc să mă angajez la ziar, după aia să mă cheme la radio, după aia să pot să fac niște emisiuni ok, să am un ziar local care merge ok, să mă apuc să scriu, nu știu, în Academia Cațavencu și să... și să fac lucrurile astea. Uite, eu în prima săptămână după ce am făcut emisiunea Starea Nației în 2013, am primit de la TV Mania cactusul săptămânii. Da, mai era mai și cactus. Trandafirul și cactus. -ul. Am primit pentru cea mai proastă emisiune. Și culmea că și trimiteau un cactus de la... Da, și da, mi-au trimis cactus. Am luat și noi ciucă. Da? da ați luat și voi? Da, am, am înțeles. Și, uh, da. și, trandafir da. da. Anul trecut am luat premiul special al uh, TV Mania pentru uh, emisiune, pentru, nu știu, cea am mai, mai bună emisiune. și noi Uite, uite, TV Mania. Da, 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 Dar uite, vezi ca, ca idee. Nu no. sunt fiale noastre, sunt fiale Andrei. <laughs> <laughs> Cea mai bună emisiune tabloid? Da, am, da. da. am avut cea mai bună emisiune în 2012, am avut cea mai bună emisiune în 2010, băi, da, ce Da, hai mă, mă că mă, sunteți buni. Bine, deci... Tabloid, da, asta da, e. Da, da. Da. <laughs> tabloid era asta, zi, de asta este. Cel mai important transfer al anului ăsta. asta, Mama, asta e, e, când m-am mutat e, de aici. la TVR2 la ProTV. Am înțeles, da. În 2007, mamă, nici nu știam ce, uite. Gata. Mamă, ne-am umplut de premii. Da. Da, e, da uite, ideea am luat, 2000, fii atent, am luat 2010 2011, 2012, gata. Gata o mai luat Ok. Fiaten, nu A, asta, vezi? dar nu asta voiam să zic. Voiam să zic păi dacă să Da, filea. da, da, dacă <laughs> să oprea chestia asta după prima săptămână sau după prima lună. Sau nu se potriveau uh, uh, apele să mă ajung după aia la TVR, după aia să vreau eu la, de la DJ Digi. Prima, să... sau la nu, TVR, nu, la TVR. Da. La TVR, 2 ani după uh, România TV. Așa. După aia am fost la Digi, la Unitatea Militară, am plecat după aia din nou la TVR. Că așa e, când ești prost, te întorci, înțelegi? Așa, și de, de, na, suntem la al cincilea sezon, la prima TV. Dar dacă adică nu de să, cinci ani. De cinci ani. Dar dacă nu se legau lucrurile astea? care au depins în foarte mică măsură de mine cumva, adică de mine și de mamă, cât de Nu, s-a făcut treaba asta pentru că se uitau oamenii, era audiență, aveam niște cifre, unii au s-au gândit, bă, zic că e multe tâmpenii, ne pun pe unii în cap, dar hai să avem nevoie de o emisiune de audiență acolo, să facem zreze. Da? La fel în, în viața mea de, de până uh, să facem treaba asta pe, pe național. Bă, nu s-a întâmplat cu radio, nu s-a întâmplat cu aia, nu s-a întâmplat cu aia. Ce eram acum? Nu știu. Ce erai chiar? Păi nu știu, habar n-am. Dacă, Dacă uite, nu putem să... Păi puteam să continui treaba cu sportul. Făceai traduceri. Înțeleg? Sau ajungeam la, da, să traduc filme. Așa puteam să continui uh, 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 chestia asta cu sportul, puteam să fac altceva. Acum sunt mulți oameni care zic, bă, pe pătrarul ăla îl plătește, mă, nu știu cine să zică de ceilalți. Mm -hmm. Nu, n-auzi chestia asta mereu? Băi, a, în spatele lui, bă, sigur Atât mă. am auzit-o, problema e că toți ăștia care au zis una sau alta, înțelegi, li s-a întors în bot știi? Adică pesediștilor li s-a întors în bot când au zis că suntem peneliști, peneliștilor li s-a întors în bot când așa, useriștilor știi? Adică toate astea până la urmă, se... dacă stai suficient de mult timp pe malul lacului ca să zic așa, vezi și cadavrele adversarilor trecând fără niciun fel de problemă. Ideea e, nu ne, nu ne raportăm la lucrurile, ne raportăm la ce facem noi. Adică, bă, sancționăm derapajele folosind uneltele umorului, indiferent de zona din care provin ele, derapajele de la democrație și abuzul de putere. Acum încercăm să facem asta, bineînțeles, într-un mod subiectiv, că noi înțelegem lumea într-un fel. Da? Adică, nu știu, eu nu, e... eu nu, înțeleg monarhia, că uite, tot au fost funeraliile, nu funerariile, cum am auzit la televizor, funeraliile reginei, da? Eu nu înțeleg de ce, pentru că un spermatozoid a înscris undeva, ăla să aibă ponei și pian și eu să n-am nimic, că m-am născut în ploiești pe stânga. să înțeleg? să fii multe lume în cap. Da, foarte bine. Deci, ă, suntul... Și atunci astea se văd în ceea ce facem noi la, la emisiune. Bineînțeles că dacă azi zici de Ciolacu, nu știu, am făcut o emisiune, a vorbit Ciolacu azi numai tâmpenii, toată lumea va zice, a, ia uite, bă, numai de ăla a zis frate la emisiune. Da, da, a doua zi a ieșit Iohannis și a zis, nu știu ce, și a zis doar despre ăla. Adică care faci, a... pește? Da, e, la noi e, nu e niciun fel de problemă. Iată, pentru că domeniul tău da. și e legat de oameni politici cu care lucrezi, am, așa, pe final, câteva întrebări și vreau să completez tu. M-aș vedea prieten cu și spui tu, din sfera politică din oamenii cu care ai lucrat, ai interacționat și peste 20 de ani. Și peste 20 da. de ani. Din sfera politică. Da, dintr-o sfera a din oamenilor. Din zona asta. Da, din zona asta în care activez cu emisiunea. M-aș vedea prieten peste 20 de ani. Da. Cu? Adriana Săptoiu. Aș petrece un an pe o insulă pustie cu? Nu pot decât cu nevastă mea. Se-și acum la podcast. Nu Numește trei lucruri la care nu ai putea renunța? La care n-aș putea renunța. U. Uh. Uh. Trei. Păi. La minge n-aș putea renunța. Adică, o chestie care e, cum uite, și acum când ies afară, și eu, îmi iau mingea cu mine și mă joc singur, ca nebunul. Am și o poartă de-aia la care trag acolo în curte, înțeleg, pentru că îmi, îmi place foarte tare. Uh. N-aș renunța la scris. N-aș putea, okay. adică să am cu mine de scris mereu, am și pe noptieră, și în telefon, notițe pentru... Și? Da, și, nici, și nici la cărți, nu, nu cred că... Adică nu m-aș vedea cu renunțând. Mâncarea prea preferată? Oh! Uh, uh, ardei umpluți facem la Cafeneaua Nației niște ardei umpluți cu... Păi că mergem la uh, Puneștea să oprim cu acolo. Da, 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 vă Ce așteptăm. poftă. Da, niște ardei umpluți senzaționali cu carnea asta din soia uh, și la fel uh, uh, sărmăluțe în foi de viță cu uh, uh, tot așa, cu carnea asta sau cu uh, orez. Face Ștefania noastră de la emisiune niște uh, sarmale senzaționale cu uh, ciuperci și orez. Uh, filmul preferat? Oh. Nu am aici sunt o grămadă, -am, nu m-am gândit. Ultimul film la care ai fost? Uh, bilete pentru Paradis cu Julia Roberts și uh, uh, ăsta, George Clooney. Uh, am asta acum, Da, e da. săptămânal. Eu am la, fost la, acum la, la o avantpremieră la Team Building, filmul românesc așa, cu Micuțu, Bromania, așa. Uh, nu știu, nu Alex Cotes, superb, dar eu zic să mergi. Așa, da? E foarte mișto, da. Am văzut secvențe, am văzut și e reclamă. E cu multinacională, la... la... e bun de tot, bun de tot. Da? Ca uh -huh, uh huh Kind reminder cu asta, știi? Da, 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 da am înțeles. Da. Am văzut secvențe, am văzut și trailerul, da. dar n-am, am avut e ocazia e fain, să, e în să în văd filmul. Și acum o întrebare. Sunt multe filme, sunt atât de multe filme. Uite, știi și ce fac eu Mirciulica acum? Și cu Stai Mircea așa. Bravo și Tantile Nuța. Faci un film. nu, Uh, fac uh, Mă uit cu nevastă mea la anatomia lui Grei. Uh -huh. Și eu, eu până la filmul ăsta nu suportam să mă uit la uh, uh, filme cu să arate sânge da, da, da. și nu știu ce, îmi uh, produc așa o stare de rău. Toate deci, dacă chestiile spui că astea, la 50 de ani te scrii la medicină. Și... și nu mai mă... surprinde. Deci vreau să spun că mă uit, nevastă-mea e terminată pentru că ea vede a doua sau a treia oră filmul, nu știu, și eu l-am luat de undeva, nu l-am luat de la început, l-am luat era ea pe la, nu știu, sezonul 4 sau ceva. Și mă uit, dar eu am un alt stil de uitat, adică, bă, nu vedem mai mult de un episod pe zi, și în weekend nu mai mult de două acolo. Adică, mă rog, au fost și dăți când ești la finalul sezonului și zic, nu, nu mai dă și episodul ăsta ca așa. Dar în general zic, bă, nu, nu, eu nu vreau să merg așa, să văd 10 episoade cum mergeam înainte. Când, când ne-am băgat, cât era, ce an era, când ne-am băgat la priză în break, bă, și intram, intram cu nevastă mea vineri, în dormitor, că n-aveai pe televizor atunci, că nu era Smart TV. Și te uitai la monitorul ăla care era, înțelegi, cât așa, și te uitai acolo, puneai pun scaun în fața patului și am duminica, știi? Din... La, la noi nu s-au schimbat multe în privința asta așa, pentru că noi așa am pierdut cu Blacklist. Uite, suntem aici, da. uh, Pozașu la Blacklist pierdea nopți, ciucă. Eu la fel, ai văzut Blacklist? Da, l-am văzut. Și? L-am văzut, dar nu, cu, un, cu un realitatea un episod. Cât, odată... cât un episod, așa. Scandal e... mi-a păcut foarte da. mult. Scandal mi-a Nu l-ați văzut? Vai, tot de Shonda Rhimes. Deci eu sunt un fan necondiționat. Adică am citit și cartea lui Shonda, am făcut masterclass-ul lui Shonda despre... Uh, deci uh, la tine... Uh, 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 da, despre e cum scrii, aici. scenarii și tot. Da, de, ea a făcut și anatomia lui Grey, lui Grey dar uh, Scandal este senzațional cu Olivia Pope. Mamă, Uite. să vă uitați. deci mai avem un film de văzut. Billions, iar un serial senzațional. La Billions să ne-am nu? Da, da. V -a, v -a. Fii atent, vreau să spui o chestie. Acum asta e, se potrivește mult cu ce faci tu și trebuie să -l dai un nume. L-ai vedea președinte peste 10 ani pe... Ai văzut că am fost decent. Peste 10 ani. Când tu o să ai 65 de ani. 55 de ani. Da. Și nu o să fie în Danemarca. Băi... Nu știu, frate. Chiar e mișto asta. Pe cine aș vedea președinte peste 10 ani da. în România? Da și să fie președinte, e ok. Valeriu Nicolae. Să moară Bibi. Ce acum pentru cei care se uită la podcast și zic, bă, Valeriu Nicolae... Who the fuck is Valeriu Nicolae, da. Uitați-vă la Valeriu Nicolae. E omul de la Casa Bună, un dement, țigan. A scris cartea Țigan Țândări, care este în inima mea anul ăsta, între primele trei cărți, sper să rămână acolo în top trei, deși am niște cărți acum pe care le citesc, care sunt senzaționale, uh, și citiți cartea asta, Țigan Țândări, nu l-ai adus pe Valeriu Nicolae nu, dar de avem invitat băi de, băiatule, de, podcast. Băi băiatule, deci este, este idolul meu. Deci omul are 51 de ani, acum peste 10 ani o să aibă 61 da. de ani, deci se încadrează, da? Uh, da. Să le spunem celor care este un jurnalist, scriitor. Belește păștea. Pe drepturile omului. Cu, nu pe drepturile omului. belește pe De Deci el duce copiii din ghetou la Casa Bună. Am fost la Casa Bună, tăticule. Du-te acolo să vezi cum copii din ghetou vin, că i auzi pe ăștia că abandonează copiii școală, că nu abandonează bă nimeni. Nu aveți un sistem care să-i țină pe copii la școală. Deci omul îi scoate copiii din ghetou, îi aduce acolo, îi uh, le dă mângeață. să mănânce, îi învață, fac teme copiii să-i vezi cum fac cu voluntari, este, este, extraordinar. Și omul care le umblă ăstora la cv Că e un băiat foarte șmecher și le umblă ăstora la CV-uri, îi caută de cv și le zice, bă, cum dracu ați ajuns aici că aveți găuri incredibile în CV-uri? Băiat extraordinar. Perfect. A Asta... răspuns ba, la întrebare. Bravo. Asta era, era uh, setul de întrebări așa pe așa? repede înainte. Dar ținând cont că podcastul ăsta e aproape de miezul nopții și că trebuie să ajungi la ploiești, la soție, uh, o să trească ne oprim așa ușor, ușor, că mi-a plăcut tare mult și mi-ar fi plăcut să mai stăm mult de vorbă. Da, și multe mi și zise așa posărite că și eu stau bani. Te-ai te simțit bine posărit, la podcast, sincer? Da, ok, ok, ok. Dacă nu mai ai Mamă, nimic să spui, să-mi ca foarte complezență, știi? Foarte bine, foarte bine. Nu, 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 că zic, e super ok, toată lumea și da, 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 da. Nu, nu, nu. dar zic eu e ok. Na, toată lumea înțelege că sunt costuri, adică oamenii nu sunt văd sunt care zic, nu înțeleg bă, de multe orcheste da, asta, Da, Da, sunt aici 6 7 oameni la 12 noaptea cu camere, cu cu m-am auzit până și eu bine la chitară. Sunteți nebun <laughs> la cap. Deci este uh, 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 sunt costuri. Oamenii nu înțeleg aceste costuri. Oamenii zic: uh, "Domne, dar dacă ia nu mai face, domne, emisiunea la televizor fă-o Openet, bă mănca văș voastră." Emisiunea asta, așa cum e, e ea costă cel puțin 50.000 de, de euro pe lună. Ata costă ea cu patru ediții pe săptămână, cu oameni, cu că ne-ai întrebat, sunteți 10? Nu, tată, suntem vreo 20. De. Înțelegi? Pentru că asta e, ai nevoie de oameni care să lucreze și lucrează. De ce crezi că nu să fac emisiuni de-astea prea multe? Pentru că ai de lucru e un alt în rit. fiecare zi, 12 ore, tată, este nenorocire nenorocire. Pe final vreau să facem un felul următor. Vreau să-ți iei tonul de emisiune, da. vreau să-ți iei vocea de mereu. emisiune, a, așa. vreau să-ți iei intonația, pentru că tu la starea neației spui, băi, l-a furat, uitați-vă aici ce a luat, nenorocitul, da. dar ai și apăsat-o asta pe cuvinte, da? Și o să vreau să facem un felul următor. Vreau să-ți dau cățeluș cu părul creț, și să ai cățeluși cu părul creț la starea nației. pentru păi s-o strici acolo. Nu, pentru că omul, omul fură raza <laughs> din coteț, se jură că nu fură. Nu Așa. Ți se pare că e fix ce fac politicienii noștri? Uh -huh. Fură, se jură că nu fură, dar l-ai prins cu rața ba, în gură. Ba, mă, un buzunar. Bă, hai de la sfatul popular. Nu ți se pare că asta, cățeluș cu părul creț, este fix uh, imaginea politicii noastre de atâția. ani? Poate să fie, da, fiind cățeluș cu părugresc. Poți așa pe... Și Gen <coughs> starea eu? nației ai știrea asta de așa? prezentat. Deci a apărut știrea asta. Aici așa? sunt alimentele bune și alimentele rele, Am asta înțeles, notat. Am, deci am înțeles. Deci da. aici, ai, acum ești la starea nației și tocmai ți-a venit știrea asta. Bă, cățelușul ăsta a furat. Mm -hmm. Oameni buni, noi vă mulțumim că ați fost la încă un podcast alături de noi. Vă mulțumim că datorită vouă cu primul podcast din sezonul nou am intrat în trending și vă mulțumim asta vouă. Ne lăsați comentarii, mesaje, nu uitați să participați și la concurs și să aveți baftă în tot ceea ce faceți și aveți grijă de voi și nu uitați, a fost și o lecție de nutriție tot ce s-a întâmplat astăzi la podcast, așa că dați un share mai departe să ajungă la cât mai mulți oameni. Și acum, podcastul acasă la Măruță. Se retrage așa și privește starea nației cu Dragoș Pătraru, vă mă rog. Cățeluș cu părul creț fură, bă, fură rața din coteț. Și să jură, el să jură că nu fură. Dar l-am prins, mă! L-am prins cu rața în gură, dă un colod de treabă. Și un ou, avea și un ou în buzunar. Hai, hai la sfatul popular că nu mă lua cu nu mă duc, am fost odată și am căzut cu nasul în baltă și cu aia, te rog eu, frumos. <laughs> Mulțumim mult făcut? de tot. Okay. Da. Mersi mult de tot și să ne vedem cu drag și data viitoare. Bă, tăiați ce s-a făcut De Bă, ce Deci omul trebuie ciucă să vedem cine da. are în curte. Știi cum strânge mâna? <laughs> facem, o să filmăm, o să facem și lucruri de acolo. Ok, da. Mersi mult, Dragoș. Mersi, mersi seară și eu. faină și... Fie bine. Uh, uite, miezul nopții, sperăm că Monica nu se supără pe noi, Da, oricum te duci cu parfumul. Da, mi-ai stricat somnul, ce să... Asta e la, <laughs> da, bă, la mine e religie, înțelegi? E nasol. E nasol. Zeci, la câte La 10 stăm pat, și la 7 fără 5 Și la 7 stăm picioare, da. Deci tu dormi 9 ore pe și noapte. e religie, da, da, da. Nu, no, adorm undeva la 11, dar la 10 stâmpat, citesc, adorm cu podcast, la 11 dorm, la 7 mă scol. Bă, știi ce-mi place 8 mie? Ore. Întotdeauna e chestia asta românească. ți e rămas bun de la om, dar mai vorbești mai încă 5 minute la stăm poartă un pic cu el. Mai la poartă, da, hai. <laughs> <laughs> M-am bubat. pa. Te pupa, pa.